Doamnelor, domnilor, distinși invitați, în spațiul cultural al Bătrânului Autumnal, parafrazând titlul unui cunoscut film american, noi obișnuim să spunem așa, dacă e septembrie, e Wachovia, dacă e octombrie, atunci cu siguranță e Turcoan, motiv pentru care vă spun tuturor bun venit în Bacăul Voivodal, bun venit la deschiderea Simpozionului Național Vasile Turcoan, ediția 2024. Alin Sebastian Popa este numele meu, sunt manager al complexului și o să vă rog să vă dăduiți să vă spun câteva din gândurile și mesajul meu de salut. Chiar dacă traversăm o etapă cu încercări și prefaceri de natură instituțională, ne străduim cu sprijinul Consiliului Județean Bacău și în parteneriat cu Arhivele Naționale ale României, Direcția Județeană Bacău, să ducem mai departe această frumoasă tradiție a Bacăului. Acest simpozion se apropie cu pași mici, dar sigur, de ediția sa jubiliară. E o manifestare culturală care se află sub patronajul spiritual al celui care a fost părintele arheologiei românești, celui care a reușit să implementeze pentru prima dată la nivel național un plan coerent de cercetare arhivistică. Nimeni altul decât academicianul, vicepreședinte al Academiei Române, profesorul, fondatorul de muzee și de institute de cercetare la nivel național, istoricul băcăuan Vasile Turcoan. Simpozionul Național Vasile Turcoan se străduiește și de regulă reușim asta să vă pună la dispoziție cadrul ideal pentru dezbatere, pentru dialog între generații, în încercarea noastră de a valorifica, pe de o parte, munca colegilor noi de peste an și, pe de altă parte, de a aduce împreună, de a valorifica cele mai recente contribuții și realizări științifice ale colegilor noștri din România, profesori universitari, cercetători, arhiviști, arheologi, doctori și doctoranți. Recompunem cumva aici, la o scară mult redusă, o Românie frumoasă, o Românie culturală, o Românie atașată de valori, de trecut, de istorie. Suntem onorați să vă găzduim aici. Suntem onorați să îi salutăm pe invitații noștri veniți din Capitala Culturală a Moldovei, tocmai de la Iași, din Capitala Marii Uniri, de la Alba Iulia, pe colegii și prietenii noștri din Arad, din Timișoara, din Constanța, din Roma, din Onești, din Vitești. Tuturor o adâncă reverență pentru faptul că suntem conștienți, vă datorăm cumva existența acestui simpozion. E un brand cultural al Băcăului la care ținem, care ne onorează și ne responsabilizează, care ne oferă un sens și o direcție instituțională și pentru ziua de mâine. Alături de noi sunt prieteni și parteneri de nădejde, instituții de calibru, așa cum am menționat, sunt alături de noi cei de la Arhivele Naționale ale României, filiala Bacău. O salut pe doamna director Mihaela Chelaru. Este alături de noi Asociația Arhiviștilor din România, filiala Bacău, odată director, odată viața director, bun venit, domnul director Vili Bogdan. Și, nou, în ultimul rând, Fundația Cultural Științifică Iulian Antonescu, mereu elegantă, mereu tânără, spirit, mereu alături de noi. Bun venit, doamnei Eugenia Antonescu. Dragi prieteni, înainte de a intra în lucrările pe secțiuni, înainte de masa de prânz, avem la dispoziție cam două ore pentru a bifa această etapă a deschiderii simpozionului. Un moment care se va derula după următorul calendar. O să acordăm prioritate doamnelor, cum e firesc, cum e politicos, suntem educați aici la Bacău. Doamna Stratulat, doamna Lecomiară Stratulat, nu a putut efectua deplasarea, vă transmit pe
scrisoare. Există un Dumnezeu al necrevăzutului pentru fiecare dintre noi și acționează mereu după paradigma cazului făcut. Îi cere scuze că nu e alături de noi, dar, din fericire, e alături de noi doamna Eugenia Antonescu și la momentul potrivit o să vă ofer posibilitatea să ne transmiteți un mesaj de bune. Salut! Vom intra apoi în conferința științifică, susținută de domnul profesor universitar Nelu Zugravu, de la Facultatea de Istorie, din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, cel care ne va adresa o invitație să călătorim în universul magic al frumuseții divine, prin intermediul unei prelegeri ce poartă titlul Frumusețea Împăratului în scrierile antice târzii. Abia așteptăm să vă ascultăm, domnule profesor. Intrăm apoi în etapa prezentării celor două reviste de istoria Bacăului, cu care ne mândrim. Pe de o parte, revista Catica, împlinește o frumoasă vârstă, are 53 de apariții până în acest moment. Este o revistă ce apare la Complexului Muzeal Iulian Antonescu. Ea va fi prezentată de colega mea, lucrămea Cristina, șef secție la Arheologie Istorie, în cadrul Complexului Muzeal Iulian Antonescu. Cea de-a doua revistă, mai tânăra ei surată, Acta Bacoviensia, împlinește numai 19 apariții la mulți ani. Apare sub egida Asociației Generale a Arhiviștilor și va fi prezentată, după cum vă puteți imagina, de fondatorul, de părintele, practic de mama și tata acestei reviste, domnul Vigică Munteanu. Iar la final, pe urmele lui Pârvan, colegul meu, Iulian Bucur, șef secție etnografie, Complexul Muzeal Iulian Antonescu, ne va deschide un portal către universul copilăriei lui Pârvan, prin intermediul acestei expoziții fotodocumentare, ce poartă un titlu cât se poate de explicit, locul unde s-a născut Pârvan, rod al unei munci de cercetare, de arhivă și al unei campanii geografice realizate chiar în locul în care s-a născut, în comuna Cluiești. Dragi prieteni, sunt zile de bucurie pentru noi aici în Bacău. Sunt zile de sărbătoare. Sunt zilele unui veritabil festin cultural. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi, vă urez mult succes și o să vă rog în ordinea menționată anterior, doamna Eugenia Antonescu, domnule profesor Nelu Zugravu, lăcrămioara, domnule director și Iulian, să veniți pe rând să spuneți, să vă împărtășiți gândurile. Doamna Antonescu, vă rog. Un an urmă. Știu că am dat cuvântul și am spus că sunt bucuroasă peste câțiva ani, deci peste un an, doi, trei, să mă aflu tot la muzeul și localul în care... Și într-adevăr, încă mai suntem în localul vechi, nu acesta, ci acela de pe nou. Aici și sper, iar repet ce am spus acum un an, sper tot acolo să ne mai vedem peste ani. Dacă știm să ne batem, vom rămâne acolo de unde am început. Dacă nu, vom fi dați afară. Cei de la bibliotecă să le fie așa, că încearcă să dea peste fratele de specialitate, ca să spun, de cultură, nu? Biblioteca să vină peste noi. De ce? Nu știu. Peste noi, nu? Da. În fine, asta e o mică paranteză. Eu vreau să spun că am venit cu multă dragoste, cam fiecare an, la seziunea Vasile Pârvan. Și n-am venit cu mâna goală, ci am venit, domnule director, cu 4 volume care înseamnă activitatea din domeniul artei. Aici
Cine vrea să vadă ce s-a întâmplat de la fondarea muzeului și până acum, poate să culeagă de aici informații, pentru că după aproape fiecare expoziție făceam câte un articol de popularizare, de prezentare a expoziției respective. Și astăzi vreau să vi le dăruiesc pentru Biblioteca Muzeului. De mine plătite, foarte scump plătite, pentru că editorul este un domn care este foarte pretențios și măsura fiecare ilustrație la milimetru să... Așa sunt editorii, adevărați. Da, adevărați. Se numește Varga, toate volumele sunt făcute la editura Maico. Acești prieteni ai mei și soția este redactor și editor și soțul este paginatorul acestor cărți. Sunt bucuroasă pentru că reușiți în fiecare an să păstrați ritmul acestor seziuni și chiar v-aș ura să nu cumva să întrerupeți vreun an, că e păcat. Vasile Ioan, cel care a pus temelia muzeografiei, merită să fie pomenit an și an de acum încolo. Și văd că muzeul încearcă să nu-l abandoneze. În seziunea de astăzi, fiecare vom asculta comunicările de la secțiunea din care fac parte. Păcat că în deschidere nu sunt mai multe comunicări de interes general. Așa se obișnuiește. Așa se obișnuia. Aveți deja câteva în deschidere și sunt de pe aștept să le ascult. Că nu avem posibilitate decât în mapă să vedem cartica și nu m-am uitat în mapă ce mai este. Program. Eu aș dori succes tuturor secțiilor, nu numai cele din care eu voi face parte, și că poate o să mă strecor, așa, la câte o temă care mă interesează. Eu de meserie am fost istoric arheolog, istorie vechi și arheologie. Aici, la Bacău, a trebuit încet, încet să mă ocup de artă, ca până la urmă să rămân la această disciplină. Și aici, la Bacău, m-am ocupat de arta decorativă și arta românească în general, și pictură și sculptură de artă românească. Când am ajuns la București, am fost repartizată la Muzeul Național de Artă, la artă decorativă europeană. Spunea editoarea mea, de la Bacău, la București, un alt muzeu, o altă specializare. Făcea aluzie la mine. Deci un alt muzeu, că și la București am făcut Muzeul Ceramicii și Sticlei. El a durat 2 ani, s-a muncit imens la el și a venit Revoluția și o doamnă directoare, care nu făcuse la viața ea mare lucru, dar era directoarea muzeului, a spus că este ceaușist și l-a desființat. Eu știu, Transfăbărășeanu nu trebuia și el desființat și atâtea lucruri am zis și eu, l-am trebuit de Transfăbărășeanu, că era ceaușist. A fost o, ca să nu spun un cuvânt vulgar, o grosolănie, dar a fost chiar. Să desfințez, nu merita România un muzeu al ceramicii și sticlei, la care se muncise vreo 2 ani de zile și se adunase patrimoniul. Muzeul Național de Artă are un patrimoniu foarte bogat și merita să fie expus pentru public. În fine, astea sunt
din durerile noastre a muzeografiei. Acum Bacău sper să nu fie zdruncinat sub nicio formă și așa cum am spus anul trecut, să ne vedem tot la muzeu și tot în acea clădire peste câțiva ani. Asta e dorința mea ca unul dintre cei care ne numim fondatorii muzeului. Nu știu mai departe ce o să se întâmple. Vă mulțumim pentru acest cadou. E foarte bine istoria acestui muzeu. O să ținem cont de recomandările dumneavoastră și vă promitem că nu cred că nu aici aici să rămâneți. La momentul conferinței științifice, domnule profesor Nelu Gavu, dacă... Domnule director, domnule asistență, vă mulțumesc pentru invitația de a participa și la această sesiune a Muzeului, a Complexului Muzeal de Bacău. Doresc să mulțumesc în primul rând colegii Cristina Cărnioara, care m-a pus să ispășesc un fel de păcat, invitându-mă să susțin și anul acesta comunicarea în plen. Păcatul constă în faptul că până anul trecut, de 10 ani, nu mai fusesem la Bacău și probabil că nu s-a mulțumit doar cu acea ispășire, a mai dorit încă una. Vă mulțumesc încă o dată. Dacă anul trecut am vorbit despre o personalitate enciclopedică a lumii antice pe care tot mediul academic, universitar din lume l-a celebrat, e vorba de Plinius cel Bătrân, la cei 2000 de ani de la nașterea sa, astăzi îmi îngădui să mă retrag spre preocupările mai accentuate ale activității mele, activitatea târzie, adică acel interval pe care mă adresez celor care nu sunt istorici în mod deosebit, care se închide între sfârșitul secolului al III-lea și spre mijlocul secolului al VII-lea, între domnia împăraților Dioclețian și Heraclius. Vorbindu-vă despre o problemă care e cel mai scrisă acestei preocupări, o problemă care ține de ideologia imperială, de metamorfozele pe care le-a suferit ideologia imperială în atâtea târzie, despre frumusețea imperială, așa cum o întâlnim în scrierile antichității târzii, în special în biografii. Există un interes deosebit pentru, în continuare pentru studiul biografiilor imperiale, pentru studiul biografiilor antichității târzii în general, din antichitatea târzii în general și în mod deosebit pentru studiul biografiilor imperiale, atât ca gen literar, dar mai ales din perspectiva înțelegerii mai corecte a unor personalități pe care avem impresia că le știm foarte bine, mai ales astăzi când cultura populară, cum se spune, prin tot felul de filme, difuzează imagini ale unor suverani care sunt complet anapoda, iertați-mi termenul mai puțin academic, sau sunt în contradicție cu ceea ce ne spun izvoarele, sau sunt exagerări a ceea ce ne spun izvoarele. Deci există un interes deosebit pentru studiile acestea biografiilor imperiale, până la elemente care țin de amănunt, dar care ne ajută să le înțelegem mai bine. Nu? Deci, de exemplu, studiul biografiilor prin studierea corpului împăratului. E o direcție care s-a dezvoltat foarte recent la Universitatea franceză, Universitatea de Rennes, care pune accentul pe elementele corporale, pe anumite comportamente ale împăratului pentru a demonta definitiv ceea ce ne-a transmis Suetonius în viețile celor 12 cezare, mitul acela al împăratului nevrotic, nebun, sau dacă vreți un termen pe care îl întâlniți în biografiile și în lucrările lui Eugen Cizic la noi, așa numită cezarită. Nero nu era atât de nebun. A fi împărat nu e ușor, a fi într-o funcție de conducere atât de importantă pe cum este conducerea unui stat, nu este un lucru atât de ușor. Aceasta provoacă anumite angoase, provoacă anumite perturbări psihice. Nero era obosit, Tacitul se reproșează că nu participa la ședințele senatului, dar pentru că era obosit, nu pentru că dorea să distreze.
Domitian se închidea în palat. Și exista gluma că au mai rămas în palat doar muștere și Domitian. Avea un anumit trac. Cât a fost tânăr, taică-sul nu l-a pus în nicio funcție. L-a folosit numai pe Titus, urmașul direct. Și sunt oameni care, în fața unui public, în fața unui armate, de cum era, nu era comandantul suprem al armatei, nu spun, se pierd. Aveau o anumită angoasă. Uitați-vă la, dați-mi paranteza, la imagini, la filmulețele care se derulează cu actualul rege al Angliei, Charles, când era prinț, când era prinț. Uitați-vă cu atenție, un istoric poate observa. Întotdeauna când iese în public, își reglează butonul de la... Am observat. N-are nicio problemă. Butonul este corect, pentru că nu lăsa cei care se ocupau de ținuta lui să iasă neglijent în public. Dar pentru că este stresat. Sau era stresat. În acest Augustus judecat din lectică, de dimineață până seara, până noaptea, era obosit. Și judeca stând culcat. Deci, iată, și ca alte elemente de nuanțe, da? Sau prin ceea ce se numește fiziognomonia, da? Studiul raportului dintre elementele somatice și caracterul, virtuțe, nu? Când istoria Augusta spune despre împăratul Maximinus Thras că era, avea magnitudo corporis, avea un corp mare, îl descrie exact ca un monstru, cum era el în principiu, din punct de vedere al fizicului. Îl compară cu marii monștri ai mitologiei, ciclocul, falaris, etc. Dar pentru a accentua ce? Era un element de ideologie în ultima instanță, pentru a arăta caracterul tiranic, sângeros al domniei, pe care noi putem să-l explicăm din vedere istoric, dar în cazul aici. Îl compară cu, spune, bellua. Deci, un animal, dar nu bestia. Bellua este echivalentul și mai dur al lui bestia, care pune accentul pe aspectul animalic al personalității. Deci, iată, aceste elemente care ne ajută să înțelegem mai bine personalitățile antice. În special împărați. Și în Antichitatea târzie se observă un lucru. În Antichitatea târzie, imperată despre care vă vorbesc, se observă un lucru în ceea ce privește, un aspect în ceea ce privește împărații. Și nu numai. Elementele care descriu fizicul se diminuează sau și chiar dispar. Un singur exemplu, istoricul Amplius Marcellinus, care a scris și a terminat opera Rezistență pe la 390. La sfârșitul domniei, fiecărui împărat face un necrolog în care inventariază viciile și virtuțile acelui împărat. Toate aceste necrologe care mi s-au păstrat abundă de descriere ale virtuților, ale viciilor. Cele fizice se reduc la un singur paragraf. Chiar și în cazul lui Iulian, el era un a cunoscut pe Iulian, a luptat alături de el, este un iulianeu. Da? Chiar și în cazul lui Iulian, evocă virtuțile care le apropie de eroi, Ahile și alții, de eroi ale vieții. Deci aspectul fizic se diminuează. Împăratul nu mai este un corp. El este o valoare. Împăratul este într-o chipare a lui Virtus. Este într-o chipare a lui Sanctitas. Să nu înțelegem în sens creștin. Este într-o chipare a frumuseții la care ajung îndată. Da? Deci, pe acest împăratul este frumos, atât se spune. Sunt foarte multe exemple în izvoarele respective. Să vă dau un exemplu, două. Cezarul Eius era, avea pulchritudo regia, era de o frumusețe impunătoare. Fiul lui Maximinus Thrax era de o rară frumusețe, pulchritudinus puistante. Frumusețea lui nepătată, incoruptă, parcă era coborâtă din cer, divinus. N-a fost împărat mai frumos, pulchior, imperator. Avea o figură atât de frumoasă, încât capul său, chiar mort, deși negru, murdar, aproape putrezit și plin de neroi, arăta ca o umbră a unui chip frumos. Și împărătesele sunt la fel de frumoase. Fausta, soția lui Constantin, era
O copilă cu el la două frumusețe divină, divinus decor. Eusebia, soția lui Constanța al II-lea, fiul lui Constantin, era, spune împăratul Iulian, care a făcut un elogiu, se remarca printr-o noblețe, printr-o educație excelentă, printr-o inteligență mai puțin luminentă și printr-o frumusețe care punea în umbră pe cea tuturor fetelor de vârsta sa, așa cum în fața lunii aspectul stelelor se stompează. Cu alte cuvinte, deci există o frumusețe specifică. Un autor de biografie, în Antichitatea Târzie, Ion Apiu, spunea că importantă nu este o frumusețe anume, ci frumusețea ca atare, frumusețea în înțelesul. Nu, romanii au valorificat ideologic acest aspect. Există o frumusețe imperială, pulcritudo regia, sau cum am spus, sau pulcritudo imperatorie. O frumusețe care este specifică împăratului. Cum se manifestă această frumusețe? Cum trebuie să o interpretăm? Ca o congruență între frumusețea fizică și frumusețea morală. De ce? Pentru că, cu alte cuvinte, o frumusețe integrală, pentru că o frumusețe integrală este fundamentul exercitării puterii, exercitării corecte, cum se spune în izvoare, plenitudo potestatis, capacitatea plenară de exercitare adecvată a puterii. Haideți să vă dau un exemplu în acest sens. Într-un discurs în cinstea împăratului Constantus întâi tatălui Constantin, un orator spunea că pe chipul tău frumos, pe chipul frumos al cezarului Vultus, se pot vedea semnele oricărei virtuți, omnium signa virtutum, in fronte gravitas. Pe frunte gravitatea, seriozitatea, demnitatea, in oculis lenitatis, în ochi blândețea, bunătatea, indulgența, in rubore merecundie, în roșața obrajilor, a feței, spiritul rezervat, stima, îmi spune sficiunea, dar modestia, in sermone justiție, pe gură spiritul de dreptate. Așadar, frumusețea imperială este această congruență între forma fizică și forma virtuală. De ce este important acest lucru? Așa cu aceasta, nevul nu educa să fie o paranteză, nu? Un domn trebuia să fie om, trebuia să fie lui, să scotea ochii și în Bizanț ca să nu mai fie împărat. Deci, aici sunt rădăcinile acestei ideologii. De ce este important acest lucru? Pentru că frumusețea este un criteriu al legitimității imperiale. Este un criteriu care îți dă dreptul să domnești. Frumusețea este o condiție pentru a accesa la putere, pentru a dobândi puterea. Frumusețea este, precum puterea imperială, un patrimoniu familial. Este un patrimoniu specific caselor domnitoare, specific dinastiilor. Să vă convin, istoricul trebuie să convingă până, nu? Împreună cu ideea aceasta de eternitate a împăratului, da? de desăvârșire sanctitas a împăratului, frumusețea este unul dintre stâlpii legitimității puterii. Să vă dau un exemplu. Ce anume de dea legitimitate împăratului Teodosie? Teodosie cel mare, Teodosie I-a. Ne spune un orator foarte clar, un orator care a rostit un discurs în cinsta lui, sigur că este tot în ideologie, dar suntem în mediul ideologic, a spus, în 389, la Roma, chiar în prezența împăratului, după ce a eliminat pe uzurpator Maximus. Ce anume, spune el, îți dă legitimitate ție. Felix Patria, o patrie fericită, o patrie care a dat la imperiu atâția împărați. Hispania era din Hispania, de acolo veneau Traian. Domus Clara, o casă, o familie ilustră. Etas Integra, o vârstă necontaminată, neviciată, o vârstă, necontaminată de vicii. Militarium civiliumsque rerum usus, o experiență în domeniul militar și civil era obligatoriu. Și mai ce? Forma divină, o frumusețe divină. Curajul, spune el, virtus,
făcut să meriți puterea. Dar la această valoare, la acest curaj, frumusețea, forma și-a adus contribuția sa, spune. Illa, virtus, curajul, valoarea militară, illa prestitit ut oporteret te principem fieri. Aceea, frumusețea, curajul, valoarea, a făcut ca în mod inevitabil tu să devii împărat. Hec, aceasta, forma, cultitudo, frumusețea, ut deceret, aceasta a garantat că se cuvine să fie împărat. E o frumusețe moștenită, spune autorul. Căci chiar tatăl său, chiar tatăl tău ar fi putut fi principe nu numai pentru bărbăția, fortitudo și înțelepciunea, sapiența sa, ci pentru frumusețea și demnitatea corpului. Set decore etiam corporis et dignitate poterit. Apoi frumusețea este legată de două trăsături indispensabile ale oricărui împărat și, în ultima instanță, ale oricărui conducător de stat. Maestas, adică măreția, superioritatea care impune respect, dar nu mediocritatea care impune respect. Și dignitas, adică distinția, onoarea pe care ți-o dă funcția, stima, autoritate. Cu frumusețea staturii și cu trăsăturile feței bine proporționate, avea prestanța cerută de maestatea imperială. Maestatis regii Deus, spunea istoricul Amianus Macedonus despre împăratul Valentinian I. În schimb, uzurpatorilor, împăraților illegitim, le este proprie urțenia, deformitas, care accentuează caracterul ilegal al puterii, imoralitate, incompatibilitatea sa cu statutul imperial. Macrinus, homo omnium viciorum, ați înțeles expresia, era un histrion bătrân și urât. Maxentius, adversarul lui Constantin, era un monstru. Care este izvorul acestei frumusețe? De unde vine această? Ca orice calitate al împăratului, virtus, mens, etc., pulchritudo este divin, este un dar divin, are o origine divină. La originea acestei idei este Platon și în Antichitatea târzie, mai ales Plotin, continuăm și în gândirea creștină, în mod deosebit. Frumusețea este o dovadă a faptului, spunea unul autor, că în corpul împăratului a venit să se odihnească un spirit. Este un dar divin cu alte cuvinte. Arată inserarea împăratului într-un univers cu totul aparte decât muritorii de rând. Monarhia este o monarhie sacră. Nimeni nu poate înfățișa această frumusețe. Împăratul Iulian, în discurs, spunea că oricât ar fi de înzestatul orator a descrie frumusețea zeilor, inclusiv a împăraților, zeii sunt frumoși, înțelegeți, este imposibil. Frumusețea este inefabilă. Nu poate fi descrisă. Da? Cum era frumusețea lui Constantin și al Faustei soției, soția sa, spunea un orator, este o frumusețe pe care este imposibil să o descrie, spre deosebire de urțenie, pentru că urțenia se identifică cu un anumit aspect. Pulchritudo, frumusețea, este rară pentru că este divină. Și această frumusețe, ca a oricărei ființe divine, este o frumusețe iradiantă, o frumusețe luminoasă. Împăratul are precum zei o aură, care vine din Eter, conform gândirii antice. Princeps coruscus sidere pulchior, quae digna formae laus erit igne, o principe mai frumos decât un astru slăvitor, care laudă va fi demnă de frumusețea ta arzătoare? Sunt versurile unui poet, Claudius Claudianus, adresat împăratului Honorius.
Care este elementul care strălucește, care luminează, care radiază cel mai mult? Ochii. În Antichitatea Târzie, dacă priviți la arta Antichității Târzii, specificul îl reprezintă ochii mari, fruntea largă. Ochii care arată spiritualizarea și care s-a transmis în arta bizantină, nu mergeți în bisericile noastre și observați cum sfinții vă urmăresc cu privirea. De aici vine. Ochii sunt cei care te sfredelesc. Privirea ochilor săi, împăratul Alexandru Severus, citim în biografia sa din ministrul Augusta, era ca un foc dogoritor, ca o flacără puternică pe care nu o poți privi multă vreme. Privirea împăratului e o privire care transcende. Uitați-vă la colosul lui Constantin, refăcut acum la și așezat în curtea de la Muzeul Capitoliei din Roma. Privirea lui parcă transcende, privește spre un univers necunoscut nouă. E o privire care sputează o lume nedesușită. Și această strălucire este accentuată de însemnele puterii imperiale, aspectul care voi știm, ea, imperii insignia. Îmbrăcămintea imperială trebuie să dea strălucire, maestate, împăratului. De aici, un aspect pe care îl întâlnim într-o fel sau altul până astăzi, caracterul liturgic al oricărui act pe care îl săvârșește împăratul. Intrarea împăratului, cum se spune al băiei, întâlnirea împăratului, este ca o liturghie, s-a și scris în acest sens. Împăratul intră, și aceasta este un alt element specific al Antichității Târzii, intră maestos, fără a privi în dreapta și în stânga, precum spunea Ioanus Marcelinus despre Constantius, spune el, era imobil, era cu o ținută statuară, impasibil, imobilis, tamquam figmentum homis. Deci, nemișcat, de parcă ar fi fost statuie, nu om. E un anumit, iar garda care îl înconjura, spunea, strălucea de lumină, carosco lumine radians, radia, o lumină strălucitoare. Și acest accent care este pus pe elementele care definesc împăratul prin însemnele lui, ajungă să estompeze chiar aspectul fizic. Aspectul fizic se identifică cu elementul moral în ultima instanță. Și dați-mi voie să îl fi citit în acest sens, ca să vă convin, cum sper că am făcut-o și până acum, pasajul din Eusebiu din Cezarea, tradus altfel de cum este în traducerea românească, traducere care cuprinde mai bine sensul pe care a fost vedea Iisus în Cezarea, intrarea lui Constantin în sala sinodului de la Nicea, în 1925, descrisă, repet, de istoricul bisericesc, Iosibus din Cezarea. Împăratul părea ca un înger celest al Domnului. Purta un veșmânt strălucitor ce arunca în jur talazurile de fulgere ale purpurei, împodobită fiind cu lumini strălucitoare de aur și pietre prețioase. Acesta era aspectul său fizic, soma. Vedeți? Insignele, elementele care definesc statutul împăratului se confundă cu aspectul fizic. Dar era clar că era ornat în suflet cu frica de Dumnezeu și cu cernicia devoțiunea. Așa o arătau ochii ce priveau în jos. Roșeața așternută în obraj, felul în care pășea și de altfel întreaga sa înfățișare, statura ce o depășea pe a tuturor celor aflați în preajmă, frumusețea persoanei sale, splendida armonia corpului și viloarea de nebunitate. Calități care, unite cu blândețea de caracter și blândatea, puneau în lumină mai bine decât orice discurs excelența sufletului său. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnule profesor, de pe Stardot, pe Nemitu Grabu.
de asemenea vreau să mulțumesc tuturor specialiștilor în arheologie, istorie și arhivistică pentru că au ales astăzi și mâine să fie la Bacău, pentru că știm cu toții că timpul este foarte prețios în acest secol și vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de noi și putem organiza această sesiune. Cum a menționat și domnul manager, în acest an am editat al 53-lea volum din Caprica și pentru că nu vreau să vorbesc prea mult, o să citesc câteva gânduri despre revista noastră. Revista are o istorie strâns legată de evoluția instituției noastre. În 1968 apărea primul număr al acesteia la inițiativa celui care, din 1957, a fost primul director al Muzeului de Istorie din Bacău, cel care a pus bazele în adevărate rețele muzeale în România, Iulian Antonescu. Inclusiv titlul revistei Carpica se datorează acestuia, fiind legat de prezența în zona unei importante comunități a dacilor liberi Carpi. De-a lungul timpului, Muzeul din Bacău a avut mai multe foruri de organizare, trecând prin faza de muzeu regional, care în anii 60 ai secolului trecut cuprindea zone din actualele județe Bacău, Neamț și Vrancea, apoi Muzeul Județean și apoi Complexul Muzeal Județean în anii 90, ai secolului 20, fiind astăzi Complexul Muzeal Iulian Antonescu Bacău din 2003, ce cuprinde muzeele de arheologie, istorie, etnografie și artă. Arheologii și istoricii care au slujit această instituție de-a lungul timpului și-au făcut datoria de a se ocupa, a munci și a aduce spre tipar volumele revistei Carpica până la volumul de astăzi, care este de fapt rodul muncilor și al colegilor din Breaslă, din toată țara. Astfel, după cei 56 de ani de la apariția primului volum, astăzi am ajuns la volumul 53 și considerăm că este o apariție editorială cu frecvență bună, având în vedere diversele schimbări instituționale din ultimele decenii. Revista Carpica întrunește roadele muncii inițiatorului, Iulian Antonescu, sprijinit încă de la începuturi de arheologul Viorel Căpitanu, cooptați în echipă fiind ulterior și arheologii Alexandru Artimon și Ioan Mitrea, care au generat, de la primele numere, ținuta revistei prin articole publicate de arheologii și istorici băcăoani, precum și de colaboratorii acestora. Apreciem că o ritmicitate și un suflu nou al revistei băcăoane muzeale a fost restartată de doamna primara Stratulat, care a fost, în perioada anilor 1997-2007, director și redactor șef al revistei Carpica. Perioada în care ne-a cooptat atât pe mine cât și pe colegul nostru, Marius Alexandru Istina, în colectivul redacțional, cu munca și responsabilitatea pe care am simțit-o că ne-a predat-o ca pe o datorie pe care trebuie să o ducem la îndeplinit anual. Ritmicitatea editării și publicării revistei a fost posibilă și datorită sprijinului financiar al Consiliului Județean Bacău și conducerii instituției noastre din ultimii ani și mi se pare corect să-i amintim, pentru că managerii noștri, directorii noștri au văzut importanța publicării acestui volum. Este vorba despre domnul Iulian Antonescu, Viorel Căpitanu, Ioan Mitrea, Lăcrămeara Stratulat, Silvia Iacobescu, Feodosia Rotaru, subsemnata Mariana Popa, Dionis Pușcuță, Jean Bucur și în prezent domnul Alin Sebastian Popa. La fel de important, pe lângă finanțare, este și factorul uman care pune efectiv mecanismul în mișcare ca acest volum să apară. Și aș vrea aici să încep cu persoana care este în spatele editorului, Stena Marius Alexandru, care din 1997 face pentru revista muzeală băcoană, culege, corectează, tehnoredactează texte și dă forma finală a revistei pe care o vedeți în acest an în mape. Volumul din acest an a fost realizat și cu sprijinul colectivului științific, format din Alin Sebastian Popa, Lăcrămeara Istina, Anton Coșa, Mihaela Băiețan, Vilică Munteanu și Iulian Bucur. Un alt sprijin important a fost oferit de colegii noștri care au contribuit la realizarea corecturii volumului, Brândușa Elena Popovici, Marina Mihaela Bărbiu și Tamara Lungu. Nu în ultimul rând, mulțumirile noastre se îndreaptă către autorii care au publicat în acest volum, cărora le mulțumim din suflet că ne-au fost alături și care sunt cei mai importanți pentru apariția volumului din anul 2024. Astfel, Carpica apare datorită autorilor care au răspuns invitației instituției noastre și care au putut genera următorul sumar. Un prim capitol de arheologie cu articole publicate de colegii Dumitru Ionu Stigleț, Victor Ioan Maftei, Andrei Smeu și Andreea Elena Preda. Un alt capitol de istorie cu articole publicate de domnul profesor Nelu Zugravu, Costin Clit, Vera Stigleț, Cornelia Cucu, Aurel Florin Tuscanu, Alin Spânu, Bianca Ioana Hanganu, Emanuel Bălan, Sorin Grumuș, Laurențiu Stroie, Corneliu
Ciucanu, Andrei Tudor. Un alt capitol este heraldică și numismatică, cu articole publicate de colegii noștri Gabriel Mircea Tarmațchi, un cunoscut numismat de la Constanța, Dorel Pălăiță și colegul nostru Anton Coșa. Memorialistică și muzeografie, cu articole publicate de Virgil Mihailescu Bârliba, care ne-a părăsit în acest an pe 15 iulie. Dumnealui, după cum observați, dacă este cuprinsul volumului, a scris până ne-a părăsit. În final, note și recenzii semnate de Constantin Ciobanu, Vadim Bohoslovski și Dimitrie Ovidiu Bolcan. Iar la final, subsemnata a scris câteva rânduri despre numismatul și arheologul Virgil Mihailescu Bârliba, care pentru noi în carieră la început ne-a sprijinit la prima sesiune de comunicări la care am participat ca angajat. Și faptul că deci este foarte mult să contează foarte mult ca un specialist recunoscut să sprijine tineri. Și de aceea mulțumesc atât domnului profesor, cât și domnului Andrei Stânduese, pentru că această inițiativă că au venit cu studenții, sunt viitorii noștri colegi și mă bucur foarte mult pentru acest gest. Vă mulțumesc! Onorată asistență, stimați prieteni, colegi, colaboratori, iată-ne din nou împreună la început de octombrie, cum este tradiția împământenită, să avem sesiunea Comunicării Sfinții Civice. Și la care noi, Asociația Arhiviștilor și implicit Arhivele Naționale, ne-am afiliat după primii cam 17-18 ani când am avut o sesiune organizată de muzeu și altă sesiune organizată de arhive. Din motive destul de bine de înțeles, am făcut acest maliaj, am spune, ca sesiunea să o organizăm împreună, dar noi având de 19 ani acest anuar Acta Bacoviensia, am continuat să îl publicăm. Dacă este să o luăm așa ca o scurtă prezentare și generis a revistei, în general, o revistă a arhivelor există la nivel național. În momentul de față este undeva deci publicat numărul din 2020, mai am de lucru până ajunge la 2024. Mai este o revistă a Maramureșului, a Arhivelor Naționale din Maramureș, dar care are tematică strict pe zona Maramureșului. Și mai sunt, mai este revista Arhivele Olteniei, la care contribuie 5 județe, județele din Oltenia. A mai fost un județ care a scos vreo 7 numere în 2 etape. Iar noi, dacă ne-am apucat de treabă, hai să mergem tot înainte, des și hotărât, nu? Nu spun mai departe, că știți mulți dintre dumneavoastră. Nu știți? Tot înainte, des și hotărât, pe drumul tras de vașnicii tovarăși. Cravata roșie ce-o port la gât, da. Așa mai departe. Da. Pentru mine, cravata roșie a însemnat ceva.
Dacă aș fi considerat nostalgic sau știu altfel, dacă aș vorbi prea mult de acele perioade. Anul acesta suntem la 19-a ediție a anualului nostru, pe care îl publicăm strict din sponsorizări. Neavând personalitate juridică Arhivele Naționale Bacău, personalitatea au Arhivele Naționale ale României, nu avem buget, nu avem dat, avem oameni de calitate în județ, oameni firme care ne sprijină și care aș vrea să și nominalizez cei trei sponsori de anul acesta și din alți ani, au mai fost și alții, ori mai fi și alții pe viitor, Dedeman Bacău, Evergentu Bacău, fostul Sir Moldova, pentru care știu câte ceva, și încă o firmă de construcții Rustraz. Ne bucurăm de faptul că există oameni cu suflet mare care sprijină asemenea activități. Și aș vrea să spun o scurtă prezentare a anualului, încercând fie mulți dintre dumneavoastră, noi nu ne-am permis să publicăm un tiraj foarte mare, tocmai din cauza acestei situații cu banii, dar revista noastră poate să fie accesată pe portalul Arhivelor Naționale sau pe Biblioteca Digitală. Toate volumele, cu excepția acestuia, sunt accesibile pe internet. Au venit și doi ieșeni să ne întărească. În volumul de față avem articole începând cu perioada medievală, 1437-1447, despre Damian, mitropolitul Moldovei. Apoi, un prieten și un consecvent colaborator al nostru, domnul Constantin Grigur, un interesant articol despre arhivele, despre mănăstirile Neamț și Secu și în ținutul Lăpușnei, precum Clăpeștiu și Cozmeștiu. Colegul Mihai Mârza, care tocmai a intrat, o pagină de istorie băcăoană, contribuții la istoria mănăstirii Precista din Cărbuona. Un alt ieșean, Adrian Osache, face o pledoarie pentru o abordare istorică a sistemului public de asigurări de sănătate românesc în secolul al XIX-lea. O colaboratoare, iarăși consecventă a revistei noastre, doamna profesoară Maria Berceanu, câteva considerații asupra isprăvniciei Ținutului Bacău în perioada regulamentară, cu informații atât din arhive cât și publicații gen DRH și alte studii de istorie medievală și modernă.
o altă eșancă, Mariana Cursachi, ne vorbește despre invazia lăcustelor în Ținutul Bacău, în anii 1846-49, când într-adevăr a fost un vârf de asemenea zburătoare care au făcut destul de mari distrugeri. O pagină din biografia lui Vasile Alexandri ne va prezenta domnul profesor Ioan Dănilă, iar o altă consecventă autoare de articole în revista noastră, doamna profesoară Cornelia Cucu, împătimite de istoria învățământului, cu deosebire Băcăuan, dar cu trimitere și la zonele adiacente, prezintă reziratul școlar al județului Bacău, în a doua jumătate a secolului XIX și începutul secolului XX. Foarte, foarte bine documentată și cu, mă rog, să simte în literă, cuvinte, pasiunea și dăruirea. Părintele Florin Ciuscanu, un alt abonat al nostru, ne prezintă personalitatea lui Melchisedec Ștefănescu ca cercetător și promotor al ctitoriilor voievodale din Moldova. Colegul Bogdan Dogaru de la Focșani, un articol, strămoșul SPP-ului, Serviciul de Siguranță al Palatului Regal și părintele său fondator, Eugen Bianu. Colega noastră, Angela Oana, ne prezintă câteva aspecte privind înființarea și funcționarea băncilor populare din județul Bacău. Prietenul și colaboratorul Alin Spânu, iarăși foarte bine prezentând ceangăii și relațiile româno-ungare ianuarie-martie 1911, punctatul secvență. Daniel Diaconu ne vorbește despre un haiduc de început de secol 20, Pantelemon Toader Mitraie, iar de la Pitești, Doina Angel și Marcel Vorovenci, ipostaze ale Marelui Război în orașul Bacău, suferința prizonierilor de război români și a familiilor acestora. Colega dumnei, Elena Zernă, considerente privind statutul invalizilor, văduvilor și orfanilor de război din vechiul regat în primii ani interbelici, 1919-1923. Foarte interesante informații și, în același timp, pe lângă ceea ce făcea statul, simțim umanitatea oamenilor de rând, ca să zicem așa. Un monument, un mauzoleu dedicat vânătorilor de munte din Târgu Neamț, ne prezintă domnul profesor Emanuel Bălan, cu o istorie destul de interesantă a monumentului. Un pasionat în ale numismaticii și cu deosebire al studiului jetoanelor, Dorel, inginerul Dorel Bălăiță, iată că și inginerii și se facă lucruri frumoase. Pe partea aceasta, nu mă refer la strict admirat.
grație pentru ceea ce fac inginerii adevărați. Medalia expoziției de industrie casnică de la Busturoasa, o comună de pe Valea Totoșului Superior din județul nostru. Colegul Valentin Ion ne prezintă Biserica Sfinții Voievozi. A fost în mănăstiri ca și în perioada 1939-44, accent pe cutremurul și efectele cutremurului din 1940. Un colaborator, dar și prieten al nostru, Sorin Grumuș, un material concis, foarte interesant, cel puțin pentru mine și de suflet, eroul locotenent colonel Ioan Paladiță, cel mai decorat ofițer din Armata Română în al doilea război mondial. Deci e întreagă oarecum și sufletește, pentru că acest Ioan Paladiță se înrudea cu familia bunicii mele despre mamă, care era din Buciun, la fel ca și Ion Paladiță. Familia Giurgiu, Luminița și Teodora Giurgiu, mamă și fiică, un material despre activitatea preotului capitan Nicolae Bălănuță, confesorul garnizoanei Focșani în anul 1942. Un colaborator al nostru, prieten deosebit, Adrian Dehereanu, de la Muzeul Banatului din Timișoara, nu a avut aprobarea șefului să vină la Bacău, interzis. Așa. A transmis un articol privind agresiunea comunismului în Banat, anii 1945-1956. Colegul și prietenul Anton Coșa, acțiuni privind introducerea limbii maghiare în bisericile și școlile din satele de Ciangăi, județul Bacău, 1947-1948, este începutul acestei introduceri. Probabil că Antonică va continua și perioada următoare. Ioan Bălan, dislocări și fixări de domiciliu obligatoriu în județe, în localități de fost a regiunii Bacău, anii 1952-53. Interesant că acest coleg al nostru, Ioan Bălan, vorbește despre regiunea Bacău, dumnealui fiind din Giurgiu. Nu de câini în Giurgiu. Colegul Dimitrie Ovidiu Boldur, modernizarea unui monument istoric, Biserica de Lemn, Adorarea Maicii Domnului, din Comuna Găiceana, județul Bacău, iar Părintele Fabian Doruș, de la Episcopia Română Catolică de Iași, Sfântul Ioan Paul al II-lea, primul papă care a vizitat poporul român la București, 7-9 mai 1999. Mai avem două articole de arhivistică. De la Constanța am primit materialul Portretul arhivarului din Societatea Socialistă reflectat în presa vremii, deci până la nivelul anului 1989, iar colega Cristina Tănase ne vorbește despre arhivele europene cu un studiu de caz în Finlanda. Ne-am străduit să mergem mai departe și vom continua. Deja am mai primit zilele alaltă un articol pentru numărul următor. Aș încheia cu un regret pe care cam toți îl simțim. Adică, pe lângă ceea ce spunea domnul manager Alin Popa, că situația cu clădirea cu asta,
ne-am fi simțit o leacă, cu toții, o leacă mai băgați în seamă, dacă măcar una, două dintre oficialitățile orașului, județului, ar fi fost aici, pentru un sfert de oră, numai de oră. Probabil că acel sfert de oră este foarte scump pentru unii, dar alte ceasuri și zile pierdute nu au niciodată. Și în alte județe este loc, cred. Nu am spus că e o chestiune singulară, dar eu, unul, ca un om al cetății, mă simt neglijat. Cum se simte domnul Alin Popa? Cum ne simțim noi? Deci e o chestiune care... Da, o considerație absolut personală. Vă mulțumesc! Dragi oaspeți ai Complexului Muzeal Iulian Antonescu, ediția din 1982 acestui simpozion, nu știu dacă era prima, dacă era a doua, istoricii încă se ceartă, oricum acea ediție din 1982 se termina la Perchiu, cu acea fotografie de care o vedeți, și printre oaspeții muzeului nostru, printre oaspeții puteți recunoaște pe Adrian Daicoviciu, pe Alexandru Zub, pe Viorel Capitanu, pe Vasile Florea, îi puteți recunoaște pe Ioan Mitrea, pe Dorin Elichin, au fost acolo, la Perchiu, în satul în care s-a născut, la anul 1882, Pârvan. Iată, peste ani, v-am adus un pic din acel Perchiu aici, în acest loc mic. V-am adus un pic gândindu-mă că noi nu putem ajunge acolo la sfârșitul lucrărilor noastre. De fapt, acest proiect a început anul trecut, în noiembrie, atunci când la sugestia domnului director, domnului manager, ne-am gândit să vedem ce mai este acolo la Perchiu, ce mai este acolo la Huriești, în locul unde s-a născut Pârvan. Ne-am concentrat, am făcut o expoziție, un reportaj fotografic de fotografie contemporană, de fotografie etnografică contemporană. Am încercat să vedem ce avem și în arhivele noastre și am fost ajutați de Arhivele Naționale, de Filiala Bacău Arhivelor Naționale. Am căutat și prin ziare cam ce s-a întâmplat pe atunci. Am căutat și pe la colecționarii particulari și acea fotografie pe care o vedeți, de fapt, a unui colecționar din Bacău, Liviu Boisei se cheamă colecționarul, care ne-a pus la dispoziție acea fotografie făcută în anul 1982. Documentele de care ne-am bucurat la Arhivele Statului arată certificatul de naștere al lui Vasile Pârvan, jurământul pe care l-a depus aici, la Bacău, Vasile Pârvan, la anul 1905, când pentru câteva zile, pentru câteva luni, Vasile Pârvan, care se pregătea să plece în Germania, să-și aprofundeze studiile, a fost profesor la liceul actual Ferdinand, și vorbim să amâni și George Bacovia, știu că există o dorință a unor absolvenți ca acest liceu să-și schimbe iarăși numele. Și mai avem tot la Arhivele Statului un document care încă n-a fost valorificat cu totul de istoriografie. E vorba de foaia din catalogul unde ar fi putut să fie scris și numele lui Pârvan dacă tatăl său, Andrei Pârvan, n-ar fi plecat de acolo și n-ar fi mers în multele sate de acolo, din județul Tecuci și până la București. Practic n-a fost județ în care Andrei Pârvan să nu fi predat. Și cercetarea noastră după aceea s-a concentrat și pe acest învățător, Andrei Pârvan. Cercetarea are o poveste foarte interesantă. Andrei Pârvan nu este din vechiul regat. Andrei Pârvan este din actuala Republică Moldova. Andrei Pârvan s-a născut în satul Gotești, nu foarte departe de Cahul, dar chiar pe malul Prutului. Și într-o zi, când avea 12 ani, acest copil a intrat în Prut, a notat, era un bun notător, povestește el. A trecut Prutul, a ajuns în România, în vechiul regat, s-a întors și când s-a întors, ce credeți că s-a întâmplat? Nu și-a mai găsit, precum
Și lui Ion Creangă i s-a întâmplat și au mai găsit hainele. Și au mai găsit hainele și zice, mărturisește Andrei Pârban că Santinela, adică grăniciorul țarist, a crezut că este un pui de român, dezbrăcat fiind și fără haine și l-a alungat înapoi în prut și a notat, și a notat din nou, pentru că v-am spus că era un bun notător, a trecut iarăși prutul și s-a dus la niște neamuri de ale lui, de acolo din de la Cârja, se cheamă satul unde și avea neamurile, numai peste prut. Și de acolo a ajuns, a făcut școala normală la Bârlad. Și prima lui repartiție a fost la Perchiu, în Huruiești, unde s-a născut Vasile Pârban. Apoi ei au și plecat de acolo, 2 ani a predat. Și este un mic document pe care l-am luat din anuarul Ministerului Instrucțiunii Publice și acolo veți vedea multele sate unde acest învățător a predat. Și la întrebarea de ce, el răspunde într-o poveste, spune că atunci când venea, avea un învățător de-al locului, n-avea nicio problemă să-i lase locul lui și el să meargă într-un alt sat. Să știți că lucrul acesta n-a mulțumit foarte mult, n-a mulțumit-o pe soția lui Andrei Pârban, nici pe fetele lui Andrei Pârban, astfel încât, la un moment dat, când Andrei Pârban, învățătorul Andrei Pârban, tatăl lui Vasile Pârban, iese la pensie, soția și fetele și Vasile Pârban, care deja murise la anul 1927, rămân în vechiul regat, iar învățătorul Andrei Pârban, și ne-am concentrat, cercetarea noastră, cercetarea secției de etnografie s-a focusat pe viața lui Andrei Pârban. Andrei Pârban se întoarce la el, la Botești, lângă Cahul. De acolo uneori și scrie lui Nicolae Iorga, amintindu-i că este tatăl lui Vasile Pârban, că pensia n-a venit și ar trebui să primească, sau n-ar fi rău un ajutor. Și Nicolae Iorga îl ajută uneori cu bani pe acest Andrei Pârban. Tot Andrei Pârban ne spune că se întâlnea frecvent cu tinerii învățători trimiși din vechiul regat la copiii din actuala Republică Moldova să-i învețe limba română și toate celelalte necesare. Și Andrei Pârban mereu îi încurajează să rămână acolo, să stea acolo, în Basarabia. Unii rezistă, unii nu rezistă. Cert este că totuși în anul 1929, Andrei Pârban moare. Familia lui, familia Pârban, pentru că acest Gotești de lângă Cahul e plină de pârvani, și primarul e pârvan, și preotul, toată lumea e pârvan acolo, sau aproape toată lumea e pârvan. Ideea este că atunci când autoritățile sovietice și armata sovietică a reocupat Basarabia, principala familie care a avut de suferit a fost familia Pârvan, pentru că Vasile Pârvan a fost un nume în istoriografia și este un nume în istoriografia românească. Expoziția noastră, eu v-am spus, e o expoziție de fotografie contemporană. Ea încearcă să surprindă atmosfera satului Perchiu, dar și a celorlalte sate care compun comuna Huruiești. O lume care, trebuie să vă spun că încet, încet se stinge. Satul Perchiu, așa cum este, a avut mulți copii, copii cu care Vasile Pârban n-a fost coleg, dar noi avem foaia de catalog din anul 1889, când Pârban ar trebui să fie în clasa 1. Dar Andrei Pârban plecase și învățătorul A. Toma scrie acolo cu multă grijă numele copiilor, n-a fost coleg cu acei copii pe care, al căror nume îl veți citi. Din acel sat au rămas foarte puțini. Majoritatea sunt bătrâni, sunt mai puțin de 100 de suflete acolo. Începe să bată vântul pe acolo, din păcate. Vă mulțumesc și vă doresc vizionare plăcută. Eu vă mulțumesc. Asta a fost deschiderea noastră. Vă invităm la o pauză de cafea, de ce turism. Vă mulțumesc frumos. Este o continuare a comunicării de anul trecut despre un titor de biserici din Moldova, mai puțin cunoscut, Hatmanul Vasile Ruset. Spre surpriza mea am pornit de la o biserică, întâmplător de la o biserică din jurul Iașului, a cărui preot a venit să facem un istoric al bisericii.
nimeni nu știa nimic, despre biserica respectivă fusese propusă din anii 1972-1974 să fie demolată, pentru că în timpul al doilea război mondial, fiind pe valul Prutului, a fost bombardată bine de către ruși, acolo fiind un post de apărare românesc. Și atunci a fost distrus, a rămas până în anul 75, când s-a hotărât dacă se demolează sau nu. Nu a fost demolată, oamenii de acolo au ținut foarte mult să meargă mai departe biserica respectivă. Acest Hatman Rusec, născut prin anul 1710, moare în 1759. În 1767 își face testament. Și în testament trece numai puțin, se consideră scriitor și trece numai puțin de 15 biserici. Pentru Moldova, cât am căutat eu, ar fi al doilea titlu, după Ștefan cel Mare, ca număr de biserici. Bun, nu toate bisericile au fost ridicate din iarnă, cum se spune, de el, 5-6, nu știu de ce, dar spun așa, 5-6 au fost ridicate de el. Și la celelalte a participat cu bani, cu a dat moșii, a înzestrat cu odoare și cu clopote acest biserici. Nefiind domn sau ceva, nu, de obicei nu s-au pus pisanii pe aceste titorii ale lui. Și atunci, memoria colectivă, care e pe două, trei generații, cel mult două, trei generații, s-a pierdut cine este titlul primul, cel care a titorit această mănăstire. Mă opresc doar la două monumente care sunt în fostul ținut Bacău, actualmente județul Bacău, pentru că dintre toate arată cel mai rău. De ce am zis eu că este important acest titol? Dacă ne luăm după arhitecți, eu sunt istoric, dar mai am după arhitecți, în timpul lui a apărut un, cum să vă spun, un stil arhitectonic specific Moldovei pe o perioadă de 10-12 ani. Din cele 15 clădiri, cele 15 biserici construite, 11 sunt ale lui, unde se consideră titor, și toate au aproape aceeași arhitectură. Este o influență, cu influență munteană, dar prin filieră constantinopolitană, și am considerat că sunt monumente valoroase, pentru că sunt foarte puține în această perioadă foarte scurtă de timp. Una dintre ele este aceasta. Probabil că cei din Bacău o știu. Este Sfântul Nicolae de la Târgu Ocna. Așa arată această biserică, construită în aproximativ în 1762-63, e greu de stabilit anul. Un reputat istoric din zonă de acolo, Târg Ocureștean, se numește, să își spune, Corneliu Stoica. Târg Ocnean, așa. Târg Ocnean, Corneliu Stoica, începe să spună că e la 1500, nu știu cât. Bun. Sunt o întreagă documentație. Nu, ea este construită de acest Hartmann, pentru și este construită aici pentru imediat după ce salinele de la Târgu Ocna au fost date ca rentă pentru Spitalul Sfântul Spiridon. Și atunci, el fiind unul din epitropii Spitalului Sfântul Spiridon, construiește această biserică. Nu vă dau un lucru clar, care, cu nimica de lucrul ăsta, că trebuie să mă întâlnești în timp. Așa arată acum, nu se mai slujește, că mai departe, dacă vedeți. Așa, vedeți cum arată. Nu se mai slujește, nu, nimeni nu face absolut nimic. Asupra ei, am spus, ce este interesant, să vedeți, e așa, sunt pentru stilul respectiv, seamănă cu Gorea, aveți aici niște încadramente, o cornișă care este tipic munteană și așa mai departe. Asta este în interior acum, arată cum arată. Asta este noutatea care aduce acest stil. În interior, acești doi pilaștri interior și doi semi-pilaștri pe cele două părți.
Încă mai departe, uitați, cam așa arată, este un preot acolo, e trup și suflet, dar nu face, nu poate facă nimic. Nimeni, absolut nimeni, nu ajută cu nimic. Și am făcut istoricul mai înapoi. Așa, degeaba. Nu se face nimic. Un monument care se prăbușește în condițiile în care, prin apropiere, se construiesc altele. Noi. Nu este o noutate ceea ce vă spun eu, poate mulți dumneavoastră știți. Sunt biserici de lemn, 1700-1750, de cimitir, care se prăbușesc, bijuterii, și facem acum una nouă din piatră. Apropo de asta, tot o biserică construită de acest om e la apropiere, nu e la apropiere, e la 80 de kilometri, la Mărgineni de Neamț, pe o biserică din secolul XVIII, părintele de acolo s-a lăudat mult, că i-a pus o turmă ștefaniană. Gândiți-vă dumneavoastră, pe o structură de secol 18 deja, spre sfârșit de secolul XVIII, pui o turmă ștefaniană. Este o mare realizare. Și acum să vă prezint a doua, ca să termin repede, în apropiere. Aici la 3 km, 4 Fântânele, Chemiuș. Este o altă biserică. Ceva mai mult de aia. Mai mult, da? Da. Așa. Este una din bisericile care, pe mine, din punct de vedere arhitectonic, m-a impresionat. Este, zic eu, cap de serie, deci nu o biserică din Iași, cap de serie, ci această biserică este cap de serie. Vedeți aici un pridvor. În interior, către clopotniță, o scară interioară, ca la bisericile din Ardeal. Deci nu se iese afară și dar acest monument a fost, s-a umblat la acoperiș și a fost un dosar penal pentru acest lucru. M-am dus acolo, am vorbit cu preotul de aici, am înțeles că este profesor la un liceu, mi-a zis în data de la ora de ne întâlnim, am ajuns cu sfert de oră acolo, am fumat vreo 5 sigări. N-a venit preotul, am dat telefon și mi-a zis că o să vină locotarul să-mi dea drumul la biserică. Nu se știe nimic. Urcând în clopotniță, unde sunt mulți porumbei care stau pe clopote, așa, am șters, rugând clopotarul să spăl acolo și am găsit un clopot, clopot dăruit de acest Hapman la 1765, făcut la Bucna Ioan Putneam. Una, da, încă mai departe. Uitați, eu zic că e o bijuterie de biserică care arată în starea în care este. Nu avem pe nimeni de la cultură, noi vorbim aici, dumneavoastră, vedeți, ducem mai departe vorba și doar atâta. Și astfel de monumente se vor pierde. În jurul acestei biserici a fost un parc dendrologic, pentru că aici era și Curtea Boierească, Marea Curte Boierească acestui om. Și în vale, cum ar fi în partea asta în vale, era o alee de de arbor. Secund, deci au 200 și ce? Nu. Era un stejar, ceva. La cam. Și acum, 2 ani de zile, toți au fost dar jos. Așa am hotărât primăria. Asta am citit de pe internet, că a fost un text scandal, că primăria a hotărât că această alee a fost demolată. Ca să închei, mai în vale era casa boierească și prima biserică, cea dinaintea lui, și un domn care avea teren acolo, a venit cu buldozerul și a îndreptat terenul. Așa a considerat dumneavoastră. Mai dăm încă mai am o singură poză, cred, de mai departe un pic. Așa, și cu asta am terminat, cred că așa arată în interior. Arată, e curățel, dar nu putem să intrăm să vedem, nu avem timp, nu... Așa, și încă una, asta este catapeta, care este originală, 1700 și cu acei șarpi, șerpi, care sunt acolo și este stuză. Sunt șerpi, dragoni? Dragoni? Am greșit, dacă sunt așa. Nu mai. Așa, dăm mai departe, dacă-ți dragoste. Gata, mulțumesc, atâtat. Deci, cam asta este, bun, aveam multe să spun, dar acestea sunt realitățile care
ne înconjoară și care, din punctul meu de vedere, ar trebui. Nu spun numai la dumneavoastră, spun și la monumentul, nu spun peste tot, o spun, eu aud, cum se spune. Așa, dar ăsta este adevărul, pentru că anumite ar trebui, cred, consider eu, că ar trebui ca anumite monumente să fie renovate, consolidate, sau măcar cei care slujesc în ele, și aici nu spun nimic rău, cei care se slujesc în ele să știe că ei își datorează locul în care slujesc, de unde iau bani, de unde sunt cunoscuți de Evăriași, a fost construit acel, acea casă a Domnului, a fost construit de în anul, neapărat anul, că e greu să-l spun anul, dar măcar în perioada respectivă. Eu vă mulțumesc. Noi vă mulțumim că v-ați îndrăgat de timp. Ivan Octavian, Radu Ivan, care ne va spune dumneavoastră titlul lucrării. Damian, Mitropolitul Moldovei, semnător al Ordinului Florentin de Tentul Cerii. Publicat sau nu? E publicat. Bun. Nu o să prea multe, am publicat încă prea multe. Ce zic acum nu prea este. În jurul anului 1400, în biserica latină romano-catolică s-a confruntat cu apariția 2-3 papi. Încercând cardinalii să refacă unitatea bisericii și tot vorbind discursul despre unitate, 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 își aduc unii aminte că mai este o unitate de făcut și cu niște orientali. Și încerc niște discuții vagi, dom'le, cum să-i aducem și pe oriental la o discuție, poate ne împăcăm. Acesta este contextul. Anul trecut aș fi avut de prezentat un mitropolit, Gregorie al Moldovei, care a fost startul conciliului de la Ferea la Florența, cu 2 ani înainte de a se ține conciliul, se prezintă la Florența, papa era tot la Florența, între timp s-a mai dus în stânga dreapta, s-a prezentat la Florența, s-a întâlnit cu papa, s-a ocupat și două documente le-am publicat, am trecut, le găsim și online. Între timp se pun pe roate demersurile unei delegații, prezentări unei delegații bizantine să vină dinspre Răsărit, spre Apus. În delegația bizantină sunt consemnați și un mitropolit al Moldovei, Damian, de care vreau să vă spun. Dacă îmi puteți spune, am două imagini numai. Decretul de unire cu grecii. Ce s-au mai discutat pe acolo? Aici este o declarație a unui mitropolit grec, Visarion de Nicea. Imaginele sunt încă protejate de copyright. Vă uitați un pic peste ele, le dăm din mână în mână, poate până mai zic o discuție, apucă să le mai vadă cineva. Și la finalul tuturor discuțiilor, avem ceva de genul acesta. Am prezentat 4 documente. Acel mai frumos este acesta. Decretul de unire se numește la etentul cerii. Aici e semnătura a Moldovlahiei Damianos, dacă puteți să vă focusați, dacă nu, vă credeți în ce vă zic eu. Ferea Florența. Acesta este decretul, cam la dimensiunile acestea era decretul și am vrut să îl prezint la dimensiuni, că pe calculator apare, pagina apare. Pe o coloană. Decretul să se bucure cerurile în limba latină, pe o coloană în limba greacă, sub o coloană semnăturile papei și a cardinalilor care au fost prezenți în momentul respectiv, unii între timp au ridicat ancora, au avut alte lucruri. Aici semnătura, puteți să puneți și imaginea cealaltă. Acesta este decretul nostru. Semnătura lui Ioan al VIII-lea Paleologu, semnăturile tuturor. Patru dintre mitropoliții greci semnează numele patriarhilor răsăriteni care le-au dat cumpite mici. Nu au plecat bine grecii uniți cu Roma acum. Nu au plecat spre Constantinopol, au venit armenii. Armenii nu au avut parte de un asemenea document frumos. Au avut parte însă de două caietele
două caiete care au fost cusute între ele, una variantă în limba latină, una variantă în limba armeană. Au fost cusute, astea sunt dimensiunile, prima pagină în limba latină. Am menționat sau nu se pot găsi pe net textele acestor acte de unire. Și fiecare, aici unirea cu copții din Egipt monofiziți, armenii erau precalcedonieni, s-au unit, s-au unit cu Roma. Practic, în tot timpul cât a stat Papa Eugen al IV-lea, de la 1431 până la 1447, a fost un conciliu fluviu în care s-au tot unit oriental și apuseni. Aici este un decret, putem să stingem o altă variantă, care probabil o fi circulat și prin țările noastre, varianta în latină, o coloană greacă și slavonă. Unul dintre mitropoliți, Isidor de Kiev, trece prin Ungaria și la Buda, probabil, citește decretul de unire și face un rezumat. Aici e mai la contrast același decret. Sunt patru variante, să spunem așa, care le păstrează Biblioteca Mediceea Laurențiana, foarte geloasă pe ele, nici la Roma, la Vatican, nu se găsesc așa. Aici, un alt exemplar, de unde le-o fi cumpărat, achiziționat mai târziu. Unul iară frumos pentru varianta semnăturilor bizantine. Și am văzut acolo semnătura lui Damian, care este pe locul al 10-lea între semnătarii orientali. De ce este important prezența unui delegația moldoveană cuprindea 7 persoane, cu un boier neamboie și s-au evidențiat în discuțiile... Constantin Protopopov. I-am pus semnătura, o să identificăm și semnătura. E foarte bine că ați intervenit. Semnătura lui Constantin se află acolo, într-o cronică rusească, dacă tot ați pomenit de ea. Într-o cronică rusească zice că acest Constantin nu era numai reținător al unei mitropolii a Moldovei, ci este orator al Moldovei. Deci avea și calitate de oficial. În Biserica Catolică, Conciliul Ferrara-Florența este al 17-lea Conciliu Ecumenic. Pentru răsărite, la vremea respectivă, era considerat al 8-lea Conciliu Ecumenic. S-a terminat povestea cu și pare să fi fost pusă o piatră de mormânt pe discuția cu unirea. Toți grecii au zis că nu ne trebuie unire, că nu... În realitate, lucrurile nu stau chiar așa. Urmarea, în articolele următoare, când, dacă o să mai țină puterile, unde am pretenția să vă prezint, unirea florentină cu urmările ei, până în timpul lui Bogdan al II-lea, fiul lui Ștefan cel Mare, cu elemente serioase de comuniune cu Biserica Romei. Acum, fiecare le interpretează cum vrea. N-am vrut să intru în polemicile românești sau internaționale, ortodoxi versus catolici. Era importantă o prezență a românilor la un conciliu ecumenic, unde îi găsim singurul participant la un conciliu ecumenic român, la care îi se găsește semnătura. Vă mulțumesc din tot sufletul. Vă mulțumesc. Imaginile mele pe unde au ajuns? Nu acestea, fotografiile pot să circule mulțumesc. În primul rând, mulțumesc pentru timp, când ați depășit timpul. Foarte interesant, chiar m-ați făcut să citesc cu atenție articolul din... Eu, în afară de faptul că am citit atent pentru corectură, după aceea am mai citit încă o dată. Ca să înțeleg mai multe. Eu mulțumesc la o cadă. Și acum dau cuvântul domnului Mihai Mânza de la Fidel Național Iași cu o comunicare, mă interesează și pe mine asta, schitul lungu, merita asta nu prea văd bine, de pe Moșia Răzeșiu, Gălășești, dacă nu s-o chelare, asta. Mă rețin la urmă, deci pot că nu știu. Mihai, mai stai masă, ca să nu te bată la urmă. Da, așa. Nu, lângă copii. Că stai cu spatele la moderator. A, da, că stai la spatele. Dincolo de masă stai... Nu mi-a luat. În câteva minute, încerc să rezum
Bine, nu e un subiect foarte larg acesta. Eu mai voi vorbi puțin despre un schit de lemn. A funcționat, practic, 150 de ani, cel mult, dar nici atât. Și în cei 100 și ceva de ani cât mai găsim prin documente, el nu a funcționat în permanență, ci episodic, în perioada cât a existat biserica, pentru că era o bisericuță mică de lemn. Pe ca să vorbim despre acest schit, de fapt este o bună ocazie de a vorbi despre moșiile acelea de satele din jurul schitului, parțial în fiecare sat, și schitul avea câte o sfoară de moșie donată de Răzăși. Ce este vorba, în locul să-l așezăm pe teren, este vorba de, astăzi este satul Răcătău Răzăși, în comuna, îmi scapă exact care e, cum îi zice, Horgești, pe malul Siretului. Pe, la vremea respectivă, satul era doar la gura Răcătăului, de asta este și numit schitul Runcu de la gura Răcătăului. Mai avem un schit Runcu și undeva lângă Bucuși, plus aceleași. Acel schit are o istorie mai lungă, este o ctitorie boierească, a fost mai bogat, a fost schit a Episcopiei Romanului și mai există și astăzi. Acest schit a fost, a avut soarta unui mic schit sau unei mici formațiuni, ca să spunem așa, călugărești, făcută mai degrabă pentru a fixa o proprietate a unei mănăstiri. Deci el este ctitoria unui popă, unui preot de mir din sat, din gura Răcătăului, care într-o poiană, într-o pădure acolo, există și astăzi pădurea unde a fost schitul. Am căutat pe internet, eu pe teren nu am fost efectiv ca să văd. Am căutat pe internet, nu am găsit niște informații exacte, să văd dacă ar mai fi, s-ar mai vedea ceva, nimic. Îmi dau seama cam unde ar fi, în funcție de formațiunea terenului, pentru că acum ne ajută Google Earth, Google, avem și pe geoportal făcut de cei de la OCPI, hărțile Lahiu 2, Lahiu 3 și etc. O foarte bună așezare a terenului și putem să vedem de acasă pe calculator. Și îmi dau seama că ar fi în zona respectivă. Unii au încercat să localizeze cei care au mai lucrat pe zona aceasta, dar cu totul pe alte lucruri. Mă iau că este acolo, pentru că există o înălțime și în satul Răcătău Răzăși este o stradă care pe lângă acea ridicătură se numește Runcu. Și merge așa șerpuit. Luându-mă după actele din secolul XIX, care sunt mai descriptive, îmi dau seama că ar trebui să fie acolo, pentru că spune că este pe un pârâu, în fundul satului, la capătul satului de la gura Răcătăului, mă uit pe hărțile, ridicările topografice, habsburgice, și într-adevăr e așa, și acolo undeva se vede un mic semn că ar fi o bisericuță de lemn. Deci, acest preot Bosie face o bisericuță de lemn și un mic schitișor pe moșia răzășească. Adică în satul Răcătău Răzăși, pentru că mai târziu vin niște boieri, mai cumpără niște moșii, hotărnicesc și dintr-un Răcătău se fac două Răcătăie. Și acum al doilea este satul Mazin. Biserica din satul Mazin, mai veche, adică acolo unde era mai de mult satul Răcătău, și acum se numește Mazin, există și astăzi și păstrează sclopotele de la schit. Când schitul a căzut în secolul XIX, s-a topit efectiv, clopotele de acolo, veșminte, icoane și ce s-a mai putut recupera, au fost duse la biserica din satul Mazin și se păstrează. Culmea este că ambele clopote sunt din secolul XVII. Asta înseamnă că popa Bosie, când le-a luat de acolo și le-a dus la schid, le-a dus de la o biserică din sat care era veche din perioada respectivă. Unde o fi fost
nu pot să-mi dau seama, în fine, mai rămâne să vede. Deci asta este scurt. Popa Bosie a făcut acest chitișor la 1700. În zona respectivă este o zonă numită Lacojeni. Lacojeni, pe malul Răcătăului. Știm ce înseamnă cojan. Străin, muntean pentru cei din Așes, josean pentru cei de la munte. Cojan e un străin. E, Popa Bosie ajunge să facă o donație, adică moșia pe care o sfoara lui din moșie pe care o moștenea, și acest chit, un vad de moară și o bucată și o vie și nu știu mai ce, mănăstirii Precista din Târgu Ocra. Acum ne putem întreba. Dom'le, mănăstirea Precista fusese înființată cu vreo 20 de ani mai înainte. De un călugăr grec foarte harnic și de Gheorghe Ursache Vistiernicu, care a avut un sfârșit atât de tragic. Ei, cum a ajuns Bosie acesta să doneze, să închide la Târgu Ocra? Există o explicație. Din moment ce el avea o moară la Cojeni, n-or fi fost, de fapt, populații de la munte mutate acolo într-o perioadă de foamete, pentru că există situații de pe Valea Trotușului, știm că o parte bună din populație s-a mutat pe la 1770 și ceva la Păunești, în Vrancea. Și țineau legătura și răzieșii își păstrau moșiile de la Dărmănești și Comănești și sunt documente pentru chestiunea asta. Deci acei cojeni de la Răcătău să nu fi fost de pe la Târgu Ocra. Și în felul acesta au ajuns Popa Bosie, fiind probabil de acolo, legat de locurile Târgului Trotuș, Târgului Ocna, a făcut donație mănăstirii proaspăt înființate de pe meleagurile lui Natale. Deci acest chit a fost făcut de el, el a existat până la 1750, pe aia vreo 30 de ani n-a fost biserică, și răzeșii și-au luat înapoi moșiile. Un alt egumen grec, mai harnic, a găsit actul de donație și s-a gândit că strângenia de moșie este necesară. Și a început să revendice moșiile și de la Episcopia Romanului s-a spus, poți să le iei, dar trebuie să fie schitul. Și atunci a găsit un alt preot care și-a luat angajamentul să facă înapoi biserică. A făcut bisericuța și o căsuță și a mai existat bisericuța până când s-a găsit un călugăr, tot preot, de mir, care s-a făcut călugăr, Cosma Orăș, numit, care își mai spune și Cosma Iviritul, pentru că mănăstirea Precista din Târgu Ocna era închinată la Ivir, la Muntele Atos. Și acest Cosma Orăș, tot ce avea el, era un preot destul de bogat, tot ce a avut el, a dat schitului și l-a mai vigorat puțin. Cât a fost el egumen și încă un preot după, a mers bine. Când a murit, iarăși a intrat schitul în colaps. Mănăstirea a mai pus, dădea cu embatic schitul, se spune. Mai exact, trimitea un călugăr sau un preot de prin zonă care se călugărea să țină de schit și de moșii să ia dijma de la Răzeș. De la Răzeș, nu erau, de la Clăcaș. E, câtă vreme a mers treaba aceasta, până la 1830, au administrat schitul felul acesta, după care, termin imediat, după care, pe la 1830, când a început să meargă bine pe piața internațională produsele agricole și mai bine să circule lemnul, pentru că în zonă erau și păduri, mănăstirea s-a gândit că, de fapt, mult mai ușor este să dea în arendă acele moșii toate, pentru că Precista mai avea niște alte moșii acolo. Satul Pâncești, Siminoacele și Viforeni, și vreo 4-5 sate în zona respectivă. Și le-a legat toate aceste sate, inclusiv satele, aceste moșii de la Găleșești și Gura Răcătăului și la Bazga și le-a dat unor greci cu embatic. Adică le-a arendat pe o sumă anuală și a luat
egumenul de la prece sta de o grijă. Primeau o sumă anuală, productele și treaba lor. Numai că s-au găsit unii care au intrat în conflict cu egumenul, pentru că întinzându-se satul, o parte a caselor din zonă, a oamenilor de acolo, mergeau la schit și schitul avea și funcție cumva de biserică parohială. Și de acum începe spectacolul petițiilor la departamentul de culte de la Iași și după aceea la Ministerul Culturii, când el s-a înființat, a venit secularizarea, schitul nu mai exista, a mai funcționat o vreme ca biserică de mir, dar el nu mai exista, clopotele, avem certă datare că erau deja la Mazin mutate din 1846-47. Deci nu mai exista. Și atunci, acele moșii care au fost luate de stat la 1863, au fost date în arendă unui boier Furnurachi de pe la 1880. Acest Furnurachi a cumpărat pe parcurs acele moșii și a făcut castelul care este acum pe partea cealaltă, la Răcăciuni, dincolo de balta făcută de în regimul de glorie națională, și care acum castel sau conac sau ce vrem noi să-i spunem, ca multe altele, să topești. Intră în pământ. Că, asta este situația. Asta e povestea rotundă spusă mai pe scurt. La tine, așa, de la tine, de la funcționare care se vede, cu o comunicare de creatori când îmi cere despre băile corane la Revoluție, la 19. O să vă întrebați de ce relatări grănicerești. Pentru că la mijlocul secolului al XIX-lea, băile Herculane făceau parte din regimentul de graniță numărul 13, cu sediul la Caransebeș, o organizație militară care avea misiunea să apere granița Imperiului Habsburgic de incursiunile turcești. Așadar, reprezentanții administrației militare ai graniței făceau inspecții la sfârșitul sezonului de cură și la Herculane și întocmeau niște rapoarte anuale. Ce comprindeau aceste rapoarte? Observați, sunt așa, e un început unui raport anual în scriere gotică a limbii germane. Am luat rapoarte de la 1860 până la 1865, începeau cu niște statistici. Bineînțeles, numărul de turiști. După aceea, rangul acestora, adică aristocrați sau de condiție obișnuită, condiție modestă, profesiile lor. Cei mai mulți, bineînțeles, erau militari de toate gradele, reprezentanța ai clerului catolic și ortodox, demnitari, dar și profesori, medici, avocați, funcționari de meșugar, comercianți, serdari, paharnici, țărani și scria exact numărul lor. Câți serdari, câți țărani, deci așa sunt statisticile. Țările de proveniență. Serbia, Turcia, Rusia, Anglia, Franța, Olanda și Egipt și chiar America. Era un matros din America, am găsit. Apoi, numele persoanelor reprezentative care au fost în stațiune. Sigur că în număr covârșitor erau militari, guvernatorul Voivodinei Sârbești, ambaratul Timișan, comandantul militar general al Banatului, dar și arhiepiscopul Andrei Șaguna, Carol Davila, domnul țării românești Barbu Știbei, politicianul, diplomatul Nicolae Crețulescu,
un pictor olandez, Elias Peter van Bommel, un mai mare al grădinilor sultanului din Turcia, Christian Sester, ca să vi amintesc doar pe câțiva. Sigur că sunt menționate apoi lucrările de construcție și de reparații care aveau loc în fiecare an la stabilimentele balneare sau hotelurile care se construiau, pentru că administrația habsburgică a remodelat arhitectura de sorginte romană a stațiunii, așa cum vă închipuiți, și erau evidențiate sumele obținute din taxele de închiriere a ospătăriilor, adică acele cârciumi, cafenelelor, farmaciei, taxele obținute din vânzarea hărților a cărților poștale, reprezentând Valea Cernei, banii încasați din taxele de cură se depuneau într-un fond de înfrumusețare a stațiunii, s-au descris serviciile de poștă, de telegraf, activitatea poliției, activitatea fanfarei militare, care cânta seara, organizarea târgului săptămânal, de obicei sâmbăta, îngrijirea soldaților în stabilimente militare, erau nominalizate cazurile de deces în rândul turiștilor și cauza deceselor, prețurile maximale de comercializare a alimentelor de bază și a preparatelor gastronomice servite turiștilor și, sigur, nu puteau lipsi descrierea evenimentelor mai importante care aveau loc în fiecare an. De obicei era hramul Bisericii Catolice, Kirchweihul, în 15 august și apoi se sărbătorea ziua lui Franz Josef în 18 august cu paradă militară, cu banchete, bineînțeles cu slujbă și la catolici și la ortodoxi. Ei, în 1862, exact în 18 august, s-a inaugurat hotelul Franz Josef, și apoi în 64 cazinoul. La această manifestare a participat și Andrei Șabuna și a donat solda pentru 4 zile pentru toți militarii participanți, iar pentru membrii fanfare militare câte 40 de creițari. Da, acum cred că pot să mergi mai departe. Așa. Arhitectul curții imperiale era Wilhelm von Dorderer. El a proiectat și primele planuri ale castelului Peleș. Ele, în final, nu au fost acceptate. Așa. Și s-a apelat și la pictor decorativ, Karl și Franz Josef, și un aurar. Mai departe, te rog. Toate astea sunt enumerate în documente care există în arhivele din Caransebeș. Dorderer a contribuit la planurile bisericii ortodoxe. Da, hai să... Asta este biserica actuală și nu cea care s-a construit așa. Încă așa. Cazinou s-a construit începând cu anul 1861 și am găsit documente în care se adevărește că pictorul Carl Jobs a primit o sumă de 500 de florini reprezentând contravaloarea picturii a 5 tablouri executate în tehnică frescă, reprezentând figuri mitologice, Europele, de Calisto, Ifigenia și Acteon. În 2008, o să treci, asta e cazinou și foișorul, așa din față, și acum sunt acele picturi ale lui Carlos. Eu le-am fotografiat în anul 2008. Ce-o mai fi acum? Nu știu, că e închis acolo cu lacăte, e problemă, unii sunt proprietarii terenului, alții sunt proprietarii clădirii, nu se înțeleg, e jale. Așa, deci astea sunt picturile. Calisto, așa, Ifigenia, Europe, așa, asta era 2008, domnul Silviu. Da. Cazinou, cum a existat odată, dacă am timp o să vă pun o descriere, a existat și un, deci în afară de pictorul Carlos, deci v-am spus, a fost și un aurar și aici mai sunt niște, deasupra acolo, pe tavan, sunt niște
tablou, niște, cum să zic, da, tablouri așa casetate, poți să dai mai departe. Na, dictate. Acum nu știu dacă, dacă au renovat originalele sau au mai contribuit ei. Mai departe, mersi. Mi-e rușine cum arată acum, dar asta este Herculanele. Așa, asta este o imagine a Herculanelui vechi. Mai departe. Da, și o este și Baia Maria a fost proiectată tot de Dodere, așa. Asta este Baia Maria, unde este un ștrand acoperit, mai departe, și un pavilion de hidrofizioterapie. Școala de not s-a numit inițial, nu știu, acum e ștrand termal. Mai departe, te rog. Astea nu sunt din Caransebeș, deci la arhivele din Caransebeș sunt de pe internet, din reviste vieneze, deci planurile proiectate de Dodere pentru stabilimentele balneare de la Herculane. Mai departe, gata. Podul de piatră și cu un coridor acoperit, care acum s-a renovat, arată infinit mai bine decât vedeți acolo. Mai departe, da, podul de piatră, monument istoric, dar s-a renovat, arată mai bine. Da. Arată mai bine, mai departe. Așa, deci arată mai bine și aici, să știți. Da. Din documente vieneze, nu de la, nu se românește, nu deținem. Și aici câteva cărți poștale din perioada aceea. Ei, sigur, Herculanele a fost de o rafinată eleganță, în perfectă consonanță cu decorul, deci cu relieful, dar acum e altă poveste. Mulțumesc! Spre întoarci, dacă se ceartă cel care are teren cu cel care are clădirea, ce mai bine? Și primăria între ei nu se rezolvă. Nu-i singur loc. Nu-i singur loc, să zic așa. Domnul Vendel nu este și trecem mai departe la Cristian Mine. Părintele Suscanu, părintele Aurel Suscanu, are o comunicare, eu ți se dește Fărescu, dar aș prefera și să am ales una din cele două, da. Și aș vrea să prezint astăzi revista noastră de pentru că chiar astăzi se împlinesc 100 de ani de la apariția primului număr, 3 octombrie 1924, și m-am gândit că eparhia noastră se intitulează în prezent Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, am zis că este potrivit să vin la Bacău, vin de la Roman, cu povestea unei buletine parchial a unei reviste și să o vin aici la Bacău, în capitala noastră. Bacău fiind mai mare decât Romanul. Romanul este capitală spirituală, să spunem. Acolo e scaunul vlădicesc, dar aici este administrația, aici e forța. Am intitulat un secol de trăsă bisericească în Arhiepiscopia Romană și Bacăului, pentru că au mai fost câteva tendințe și aș vrea, rog pe doamna Mihaela, să derulăm, mai mergem mai departe, nu intrăm în detalii. Ne oprim la aici, la Episcopul Teodosie Atanasiu. Prima foaie bisericească apărută la noi, în acest spațiu, și vreau să vă spun că Episcopia Romană avea 4 județe la, în secolul XIX și secolul XX la început, 4 județe, era foarte întinsă. Aveam județul Roman, județul Bacău, județul Putna, Vrancea de astăzi și județul Tecuci. Și Tecuciu, protoieria Tecuci, aparținea tot de Roman. Și nu exista o foaie religioasă, deși Episcopul Melchisedec, despre care am făcut o altă comunicare, adică trebuia să o prezint la o altă secțiune, Melchisedec s-a ocupat de acest lucru, fiind membru al Academiei Române, un om erudit, un cărturar, și a văzut în aceste publicații un lucru de mare interes pentru progres, pentru cultivare și culturalizarea maselor. Și nu a reușit, totuși. Nu știu motivele. El a fost episcop în Roma în 13 ani. Nu știu motivele. Dar acest episcop, Teodosie Atanasiu,
care vine roman în 1912, în februarie, este ales episcop de roman, a fost protopopul Bacăului. Era un preot foarte bine pus la punct, adică cult, a fost 10 ani protopop la Bacău, căsătorit, a avut parohie în Bacău, la Sfântul Nicolae. I-a murit soția, el s-a călugărit și ajunge episcop de roman. A fost din Sascut, așa avea o bârșie la Sascut. Și a fost episcop în perioada Primului Război Mondial, după care s-a îmbolnăvit și în 1923, în februarie, l-au dus la Mănăstirea Neamțului, fiind foarte bolnav, unde s-a stins din viață. El scoate prima foaie în 1913, Vocea Episcopiei Romane. Și merge mai departe. În 1923, după retragerea lui din scaun, vine la Roma un ardelean, un transilvanean, Lucian Triteanu, un episcop foarte bun. Deci venea tot din rândul preoților de mir, a fost căsătorit, a fost consilierul metropolitului din Sibiu și era om de carte. El s-a ocupat la Sibiu cu sectorul cultural. Era foarte bine pus la punct cu învățământul din Ardeal. Asta a fost misiunea lui. Și relații bune cu Spirul Haret, cu micropolitul primat Mirul Cristea. Merge mai departe. Deci el propune o revistă și nu numai că propune, o și scoate, dar nu în primul an de episcopat, ci în al doilea an. În 24 apare numărul 1 în octombrie Cronica Romanului, buletin eparhial al clerului Episcopiei de Roman. 4 județe. Revistele am mai cumpărat și eu din anticariate, din diferite surse, de la bătrâni. Toate au și timbrele. Erau cu adresa și deci au și astăzi timbrele cum ajungeau prin poștă la diferite persoane. De regulă cântăreții bisericești ajungeau la preoți obligatoriu, toți aveau abonamente și s-au tipărit aceste buletine în mai multe tipografii din roman, toate din roman. Am rămas surprins, erau vreo 5 tipografii în roman în perioada interbelică. Da, deci am selectat așa. Aici e tipografia Beram Tată, care scoate primele numere și a avut sigla tipografiei pe coperta acestei reviste. Tiparul, deci primele apariții la acest beram, dar nu mai intrăm în detalii, ele sunt deja publicate în volum și o să le regăsesc. Mergem mai departe. Despre temele abordate. Marea majoritate erau teme de misiune, pastoral-misionale, problemele de administrație, toate ordinele episcopului erau la partea a doua a revistei, ranguri bisericești, sfințiri, cronica eparhială, erau și mulțumiri la final, donații, se făceau donații. Parohia Cutare a primit un clop și aduce mulțumiri oficial în acest cadru și ajungea revista în 4 județe și îi dădeau exemplu. Uite, se poate face, deci, un act de caritate. Mergem mai departe. Iată aici, episcopul Lucian anunța, de exemplu, ori scrisori pastorale începeau anumite numere sau anunța câte un eveniment, cum ar fi adunarea eparhială. Toate erau trecute aniversări, comemorări, transferuri, inclusiv consistoriul eparhial, problemele de disciplină, toate erau promovate și să fie cunoscute în toată eparhia. Mergem mai departe. Iată un număr am selectat cu un eveniment important în Moldova, noul mitropolit al Moldovei. Și pe Romașcani interesat, Mitropolia Moldovei, având în jurisdicție și Episcopia de Roma. Și aici Catedrala Episcopală, în anul respectiv. Deci este vorba de 1935. Mergem mai departe. Calendarul. Odată cu revista, în luna decembrie, apărea și calendarul. Și am rămas surprins că scoteam un calendar în două culori. Deci negru și roșu. Pentru că erau sărbătorile cu cruci roșii și trebuiau diferențiate. Și uite că ei lucrau la vremea respectivă și adică bicolor. Și chiar și revistele, vedeți,
pentru a fi mai atractive. Unele foloseau coperta albastră, unele erau galbene, deci unele cu roșu. Deci se vede că depuneau un efort ca să scoată un lucru de calitate pentru tehnica respectivă. Vorbim de acum 100 de ani. E greu de scos astăzi un album. Întrebați-l pe două velică, fită muncă și stăpânește calculatorul și atunci eu mă mir. Totuși câtă seriozitate, câtă disciplină într-o revistă în care apăreau și studii. Deci inclusiv de istorie, de literatură. Așa. Cronica Romului trece printr-o etapă tristă. Apare cenzura comunistă. Este oprită ușor, ușor să fie într-un tiraj mai mic și devine o revistă fără prea mult interes. Erau numai ordinele episcopale, actele de cancelare, nimic, niciun articol. Și episcopul Lucian este pus în retragere, este scos din scaun într-o noapte, este o întâmplare mai puțin cunoscută, aluneca pe dreptele catedrale și a luat piciorul, un picior și stătea în pat, imobilizat. Și securitatea a venit noaptea la el acasă, semnează-ți de bună voie demisia, că este timpul să te retragi și nu a avut de ales. S-a retras. Și-a mai trăit încă 6 ani în acea locuință, în fața episcopiei, într-o casă modestă și-a murit sărac, lipsit. Deci, îndepărtat din scaun. Odată cu el, s-a retras și, adică și revista să stinge ușor. Încă o pagină din revistă, moartea patriarhului Miron. Prezentată. Mergem mai departe. Iată, în 1950, în 1950, deja, Episcopia Romanului avea altă titulatură, a Romanului și Hușilor. Și Episcopul de Huș, Grigore Leu, a fost îndepărtat din scaun, cele două Episcopii Unite, în februarie 49, și a venit la Roma Teofil Helineanu. Părintele cred că știe despre cine vorbesc, un preot greco-catolic din Ardeal, revine, să spunem, la Biserica Ortodoxă, este numit episcop de Roma, Teofil Helineanu va ajunge arhiepiscop al Clujului și este înmormântat în Catedrala din Cluj și revista deja, asta e prima lui scrisoare oficială, pastorală, deci revista, odată cu Teofil, se stinge. Are interdicție, am găsit deja la București, la arhiva noastră, la Sfântul Sinod, cum au cenzura o tăiat. Asta nu, asta nu, asta nu. Și a rămas numai Biserica Ortodoxă Română și Mitropolia Moldovei la Iași. Și, da, deci aici am prezentat finalul. Deja se numea Cronica Buletinul Episcopiei Romanului și Bușilor, în ultimele două numere. Și concluzii că este de mare interes pentru noi, pentru cercetători, pentru istoricii bisericești, pentru că ea a avut continuitate. Acum s-a reluat și derulăm. Deci în Alt Preasfințitul, puteți să mai dați un slide, în Alt Preasfințitul Ioachim al Romanului și Bacăului a dat binecuvântare să reluăm această cronică în formatul A4, color, și apare, deci, numărul 1, anul 1, numărul 1, din august, din 2001. S-a reluat într-o altă serie nouă, altă formă. Da. Și să încheie. Mai dați-o. Da. Aici e numărul 1, din 3 octombrie 1924. Deci, exact 100 de ani am sărbătorit-o la Bacău. Vă mulțumesc! Și cât este Angela Ola? Oare. Gata, trebuie să dau un miel mai mult decât ne cunoaștem și îngrejesc numele. Cu un titlu, Fire din istoria Băncii Bacău, da? Da. Așa, mulțumesc. Am să fac o scurtă prezentare a unei bănci. Se numește Banca Bacău, o consideră bancă misterioasă. De ce? Pentru că a lăsat prea puține documente, astfel încât să fie reconstituită istoria băncii în regime, în toată splendoarea ei. Banca Bacău s-a înființat în anul 1913
câțiva entuziaști și idealiști au pus temelia unui bănci cu un capital autohton, iar numele orașului devine emblema băncii. Fondatorii, reprezentând totalitatea capitalului social, constituiți în adunarea generală, desemnează pe Cristi Cristofeanu, proprietar, și Mircea Costinescu, avocat, să facă demersurile necesare pentru legalizarea instituției. În anul 1914, la Tribunalul Județul Bacău, Secția 1, se depun actele constitutive ale societății pe acțiuni, având drept scop de a desfășura operațiuni de bancă și de a participa la orice afaceri comerciale și industriale. Banca Bacău își începe operațiunile cu un capital social de 1 milion de lei, împărțit în 20.000 de acțiuni. Conform statutului, banca era condusă de către un consiliu de administrație, format din 9-15 membri, dintre care obligatoriu 3 sferturi trebuia să fie români, iar mandatul unui consiliu de administrație era pe o perioadă de 4 ani. De fapt, Banca Bacău a fost înființată la inițiativa și prin străduința lui Cristi Cristofeanu, cu persoană cunoscută și stimată în orașul Bacău, cu prieteni pe măsură, cu experiență de afaceri cu banca comercială și cu un capital considerabil, se gândi să înființeze cu sprijinul unor cunoștințe o Banca Bacău. Această instituție, în acea epocă, era cunoscută, de fapt, Banca Cristofeanu. Cristi Cristofeanu va fi ales de către Consiliul de Administrație ca director general, care își va îndeplini această funcție până la sfârșit. Cine, de fapt, era Cristi Cristofeanu? Cristi Cristofeanu s-a născut în anul 1884 în familia unui comerciant armean, Ovanes Cristian, tatăl care își schimbă numele în anul 1898, românizându-l în Ioan Cristofeanu. Noul nume adoptat de Androsito Armean trece și asupra urmașilor lui, Cristi Cristofeanu, urmează clasele primare la Bacău, apoi își continuă studiile la Iași, astfel că în 1908 primește diploma de la decanatul Corpului de Avocați, devine avocat și se orientează spre politică, aderând la mișcarea liberală încă din anul 1907. De-a lungul timpului, Cristi Cristofeanu va fi deputat prefect și președinte al Consiliului al Camerei de Comerț și Industrie Bacău și el va subscrie o sumă, de fapt cea mai mare sumă pentru Banca Bacău, 305.000 de lei. Ceilalți participanți vor subscrie sume între 16.000 și 160.000 de lei. Pentru început, obiectivul principal al întemeietorii băncii era să atragă și alte persoane și personalități în susținerea și investirea fondurilor financiare în banca nou creată. Voi numera și descrie utilul de exemplu câțiva din investitori. Printre investitori se numără unul dintre cei mai mari proprietari, prințul de origine germană, Günther Schönburg-Waldenburg, având alături de soția sa, principesa Lucia, cu domiciliu în comuna Fântânele, aceștia dețineau trei mari proprietăți, Fântânele, Valea Seacă și Tazlău Sărat, o suprafață totală de 13.000 de hectare. Un alt mare proprietar, Nicolae Dimitri Vica Comănești, cu proprietăți a cărui întindere depășea 10.000 de hectare, cea mai mare extins pe Valea Totușului, de la Palanca până la Tărmănești. Printre fondatori, ca acționar și membru al Consiliului de Administrație și în Comisia de Centru, se află Marin Malhasovici, farmacist, investiția sa inițială fiind de 60.000 de lei, proprietar al farmaciei Sfântul Gheorghe. Despre acest farmacist a scris Maria Pascu în lucrarea sa farmaciei din județul Bacău. Așa, un alt investitor al BNC Bacău, Lasca Beniamin, colaborator la diverse ziare și gazete socialiste, profesor și director al Liceului Principiului Ferdinand, candidat pentru Camera Deputaților și primar al Bacăului, un personaj cu notorietate. În calitatea sa de primar, în anul 1914, practic va da girul acestei bănci, depunând suma de 62.500 de lei. Omul din umbră, susținător al BNC Bacău, Alexandru Constantinescu, fost avocat, politician și ministru român, membru marcant al PNL, a urmat studii de drept la Paris, unde a obținut și titlul de doctor. Ministru al Agriculturii și Domeniilor, ministru de interne, precum și al Industriei și Comerțului între 1918-1919. Este o figură controversată a politicii românești, un excelent
manevrier politic și un om de încredere al marelui Ion Icebreteanu, deloc lipsit de inteligență și de spirit, rămân inemorabile mai multe sintagme ale sale, care definesc un anumit tip de politician la acea vreme, lipsit complet de scrupule, fapt pentru care era cunoscut în epocă și sub apelativul de Alecu Constantinescu Por. Cel leagă de Bacău pe Alexandru Constantinescu, omoșii de la Lucăciun, în județul Bacău, unde se plasa câte un scurt răgaz ca să vadă demersul agriculturii și de afaceri, răstip în care invita la dejun pe Cristopeanu. Alexandru Constantinescu va fi ales ca președinte al liberalilor băcăuani, apoi devine senator de pe listele PNL Bacău în anul 1919. Protectorul lui Cristopeanu, Alexandru Constantinescu, va investi în Banca Bacău și va face parte din primul Consiliu de Administrație. În ziarele locale, banca își face reclamă cu anunțul Banca Bacău, face tot felul de operațiuni bancare, primește depuneri spre fructificare la vedere și în termen fix. Pentru a-și promova interesele și a-și extinde operațiunile bancare, Consiliul de Administrație hotărăște înființarea a două sucursale, la Moinei și Târgu Ocna, importante centre economice. Documentele amintesc că banca oferea împrumuturi destul de avantajoase, în special pentru cei ce se avântau în investiții mari, construcții de întreprinderi, magazine cu TVR mare, procurarea de materiale de construcție în cantități mari. Banca Bacău va traversa cu greu perioada de după primul război mondial. Cristi Cristoveanu va fi ales în anul 1914 în Parlamentul European ca deputat. Drept urmare, conducerea băncii a fost asigurată de către capitanul Kupenski, fost primar pentru o scurtă perioadă. În perioada postbelică se înregistrează atât o creștere a prestigiului băncii, cât și sporirea mijloacelor de finanțare pentru clienții săi, care s-au bucurat din împrumuturi avantajoase acordate de bancă, special pentru cei ce doreau să-și dezvolte afacerile. A colaborat cu diferite bănci, atât din Bacău și din țară. Banca Locală Oitusul, Banca Iacilor, Banca de Est din Cernăuți, Banca de Credit și de Economii din Timișoara și altele. Încadrat în mersul general a vieții economice din întreaga țară și depinzând de situația financiară generală, instituția a continuat să se dezvolte în condiții tot mai îmbucurătoare, promovând comerțul și industria locală. Analizând beneficiul net al băncii, se constată că dacă în anul 1922 beneficiul era în jur de 1,5 milioane, doar la 4 ani, în 1926, acest beneficiu ajunge în jur de 6 milioane. Prin înființarea fondurilor culturale, Banca Bacău a dat o mână de ajutor instituțiilor culturale, familiilor sărace, acordându-le sume de bani. Un exemplu este hotărârea Consiliului de Administrație de a aloca sume de bani pentru Cercul Cultural Vasile Alexandrii, care a avut o frumoasă activitate artistico-culturală în localitate. Au organizat numeroase șezători, la care au conferențiat profesori universitari ca și personalități de seamă, Nicolae Botez, Mihail Băgăunescu, profesorul Grigore Tăbăcaru. Au ținut cursuri cu subiecte din istoria neamului de drept. Cercul Cultural, în primii ani, a înființat o bibliotecă inexistentă până atunci în localitate și care a progresat mereu. Cărțile au fost procurate din cotizațiile membrilor, din ajutoarele bănești primite de la primărie, prefectură și la băncile Oitus și Banca Bacău. În nume personal și în calitate de prefect, deputat, președinte al Camerei și în calitate de director general al BC Bacău, ajutat de către ministrul domeniilor Alexandru Constantinescu, au fost construite și refăcute școli și biserici, pentru care Cristoveanu avea toată viața un cult aparte, după cum ar fi stat în documentele oficiale și particulare de mulțumire și exprimare a recunoștinței. Este interesant de amintit un mic discurs avut de către Cristian Cristoveanu în anul 1929, publicat în ziarul Bacău, atunci când Banca Oituzul își inaugura un nou imob. Spre deosebire de alte centre comerciale importante din țară, instituțiile financiare din Bacău s-au stimat, ajutat și respectat reciproc. Banca Bacău și-a făcut un punct de onoare și cu toate modestele sale mijloace să încurajeze orice inițiativă bancară pornită din mijlocul concetățenilor săi. Am condus instituțiile noastre departe de programele politice
care înveninează relațiile. Am condus instituțiile noastre ajutându-ne și încurajând inițiativele fără deosebire de credință religioasă sau culoare politică, cu scopul consolidării industriale, comerciale și agricole din județul Bacău. Datorită acestei solidarități, Bacău a fost ferit de instalarea aici a vreunei sucursale a băncilor mari din țară, da, cu capital străin, iar concetățenii noștri, apreciind munca noastră persistentă și rodnică, ne-au dat întregul lor sprijin. Efectele crizei economice din anul 1929, perioada 1929-1931, vor fi resimțite și răsfrânite asupra băncii Bacăului. Presa vremurilor semnala scăderi financiare ale băncii și nereguli financiare la întreprindere de la Bacău. Printre pentru Consiliul de Administrație și directorul băncii, ideea unei fuzionări bancare devine din ce în ce mai plauzibilă. Astfel că în anul 1931, Banca Bacău va fuziona, va fi preluată de Banca Românească, transformând-o într-o agenție. Este interesant și cu asta închei, că răsfoind ziarele vremii, am dat peste un articol publicat în anul 1939, în care se spune despre niște nereguli financiare ale băncii Bacăul, titlul articolului fiind fraudele de la Banca Bacău. Fostul contabil și mai mulți comercianți condamnați la închisoare. Pentru falsuri contabile au păgubit o bancă cu mai multe milioane lei. După anul 1931, acest dosar al băncii și al fraudelor băncii Bacăul a fost analizat pe o perioadă de 8 ani, astfel că în anul 1939 au fost condamnați contabilul Ion Arghidan la 5 ani închisoare corecțională, comercianții Leon Weiner și Mendel Pril la câte 3 ani închisoare, Ferdinand Günther la 2 ani închisoare, Pascal Salter și alții la un an de an închisoare corecțională. În solidar a fost condamnat să plătească băncii suma fraudată de 15.000 de lei și cheltuielile de judecată. În concluzie, acest așezământ bancar și-a dus o contribuție importantă la dezvoltarea creditului și economiei locale prin finanțarea numeroaselor întreprinderi comerciale și industriale. Dacă cumva ne mai rămân 5, 6, 10 minute până la ora 17, până la ora 19, o să punem și întrebări, să avem și discuții, dar în funcție de timp, când mă normal, fiecare comunicare atât de interesantă cât îți vine imediat să pui întrebarea, dar nu ai posibilitatea să o pui. Și atunci, dacă cumva rămân câteva minute până la ora 19, când am înțeles că trebuie să încheiem, atunci vom pune întrebări și să încercăm să vedem cum facem. O comunicare la care eu dinainte spun că am depus multe întrebări, dinainte de a asculta, așa este a doamnei Doina Angel și Marian Ovidiu Benci. Așa, ipostaze ale marului război în orașul Bacău, suferința prizonierilor de război român și a familiilor acestora. Sunt un pasionat al primului război mondial și nu primul război mondial ce s-a întâmplat, ci efectiv a durerii populației din Moldova și chiar aș fi interesant. Nu o să citesc documentele, am făcut mai tare fotografiile documentelor. În primul slide e vorba despre 10 declarații ale unor băcăuari, fuși prizonieri sau membri ai familiilor acestora, îngrijorați de starea în care s-ar putea afla frații, soții sau fiilor. Prin prezentarea acestor declarații, scrise în cuvinte simple sau din cauza neștiinței de carte, o să vedeți, au pus amprenta, semnatul de genul, au fost dictate un reprezentant al autorităților locale și am dorit să scot din neuitare numele câtorva dintre cei mulți care au scris istorie, acestea fiind singurele mărturii ale suferințelor în carte. La archivele militare nu se mai găsesc evidențele celor născuți înainte de anul 1901. Deci ce găsim prin documente, prin arhiva unităților, sunt singurele mărturii că acești oameni au existat, au participat pe front și au fost prizonieri și ce suferințe au îndurat.
În primul document, slide-ul 2, avem declarația sergentului Gheorghe Cristian din regimentul 52 Infanterie, care a căzut prizonier la Bulgar chiar în prima zi de luptă, 21 august 1916. A fost internat în lagărele Cusui, Cărbunar și Șumla din Bulgaria și în lagărul Cutanda din Macedonia până la 29 martie 1918. Deci 2 ani a stat în lagărele din Bulgaria și Macedonia. Oricum, bulgarii s-au purtat cel mai rău dintre toți care au avut prizonieri. Probabil în urma războiului balcanic au avut să plăti niște polițe și ei au fost cei mai neîngurători. O să vedeți în memoriul acestuia cum spunea că se tăiau mâinile pentru a li se lua bijuteriile. Dacă nu dădeau binele de bună voie, li se tăiau degetele sau chiar mâinile pentru a fi. Al doilea memoriu, slide 2, 3 și 4, este semnat de George Ionescu, sublocotenent asimilat, mobilizat ca funcționar civil la oficiul militar al Diviziei 20 Infanterie. A căzut prizonier în timpul luptelor de la Filiaș, la jumătatea lunii noiembrie 1917, și a fost dus în lagărul german Bresen. Situat la 20 de km nord de Berlin, lagărul Bresen era unul dintre lagările destinate prizonierilor ofițeri. Memoriul acestuia conține și o listă, atât cu articolele pe care le avea asupra sa, cât și cu valoarea fiecărui articol. În volum sunt adresate. Al doilea document este declarația soldatului Mihai Roșu din regimentul 67 Infanterie. Acesta. A căzut prizonier la german în timpul luptelor din zona Argeș la Vinenii de Munte. A fost dus în lagărul Prilep din Macedonia inițial, unde a muncit 3 luni la un funicular de provizii, apoi 9 luni la o carieră de piatră. Din cauza condițiilor și alimentației insuficiente și de proastă calitate, s-a îmbolnăvit, fiind internat 3 luni într-un lazaret, de unde a avut noroc să se întoarcă la Prilep, deși rata decesurilor în lazaret era, după spusele sale, de 100 de prizonieri pe zi. Trec mai departe, al patrulea document. Este vorba despre îngrijorările soției soldatului Jipa Nicolae, din regimentul 67, care, deși rămăsese acasă cu 7 copii mici, cu vârste cuprinse între 17, între 4 și 17 ani, își exprima îngrijorarea față de condițiile care supraviețuia soțului din lagăr. Care îi dă și numele copiilor și vârstele. Sunt niște informații foarte importante pentru zona, pentru urmașii acestor oameni, care și bani. Următorul document, al șaselea, este semnat de soția soldatului Moise Nadler. Semnat, vedeți, scrie carte, nu știu, și aia e cumva, cumva, eu am amprentă de lui. Acesta a fost în regimentul Putna, numărul 10, prizonier în Germania. Aceasta primise doar 4 cărți poștale de la soțul său și de aproape luna nu mai avea nicio veste despre el. Al șaptelea document, următorul, este declarația Ecaterinei Dițu, sora soldatului Vasile Dițu, din regimentul 67 Infanterie, de meserie brutală, despre care aflase de la camarazii săi, care a fost rănit la picior în luptele din jurul orașului Focșani, fusese internat într-un spital din administrația germană, apoi fusese transportat în Germania în lagăr. Următorul document, declarația comerciantului Bătăroan Nicolae Teodorescu. Acesta a relatat cum fiul său din regimentul 67 Infanterie a căzut prizonier în luptele de pe Valea Argeșului în noiembrie 1916 și a fost dus în lagărul Tuchel din Germania. Acasă, la Moșia Silvestri, din comuna Odobești, rămăseseră soția acestuia paralizată și 3 copii. Întrucât întregul personal de la Moșie fusese mobilizat, iar averea distrusă de soldații ruși aflați în trecere, apoi de armata română, care cantonase pentru o vreme la Moșia Silvestri, soția soldatului a fost nevoită să se mute la părinții ei, iar copiii au ajuns la Bacău, la bunicul patern. Al nouălea document, semnat de soldatul Iordache Trofin, din regimentul 67 Infanterie, care în urma luptelor de la Golești Argeș a căzut prizonier. A ajuns în lagărul din Austro-Ungaria, unde a muncit la o carieră de piatră, apoi la Ogna în Bosnia. Și ultimul document este declarația doamnei Aglaia Munteanu, soția sergentului Constantin Munteanu din regimentul 14 Infanterie Romă, care căzuse prizonier în luptele de la Cotești, județul Râmnicu Sărat, în toamna anului 1916.
Doi ani mai târziu, aceasta a primit o carte poștală de la un camarad al soțului, domiciliat în Roman, prin care era înștiințată că soțul i-a decedat într-un spital din comuna Bălănești, județul Râmnicu Sărat. Și concluziile... Aveți cumva și scrisorile a 8-a transcrise? Da, sigur, sunt toate transcrise. În material sunt toate transcrise. Vă rog să citiți, să asculte lumea partea a doua de la a 8-a, dacă nu mă știu. Asta. Numai asta. Eu am citit-o și m-am putremurat. Da. Partea, după plecarea lui, i-am... După plecarea lui, da? Da, acolo. După plecarea lui s-au mobilizat și ridicat tot personalul ce rămăsese la bușie. În urmă au venit armata rusească, care în trecere și în cantonament au început să ne fure, să devasteze gospodăria. Soția lui fiind bolnavă și părăstă de personalul ce au avut, a fost nevoită să se mute la părinții ei, iar copiii i-au luat la mine. În urmă s-au cantonat și armata românească prin Silvestri. Așa că toată averea lui, compusă din cereale, nutrez pentru vite mai multe, stocuri cu fân, unelte de agricultură, ca pluguri, fierării, etc., precum gardurile de la hambar, coșere, case, saivanuri, le-au distrus și ars. În urmă i-au spart și castele și au furat toată mobila și lenjeria, așa că pierderile și daunele cauzate întrec peste 1% de mii de lei. Am identificat astfel de memoria, am început să mă ocupat căul. Gândiți-vă dumneavoastră, familia aia, care o viață întreagă a muncit, ce se întâmplă eu? De ce vă spun că sunt îndrăgostit de îndrăgostitatea ca istoric în partea asta? A scris și eu două volume despre un voluntar, un ofițer român din Transilvania, în armata austro-ungară, luat prizonier în Galiția, din Galiția a vrut să facă parte din acele regimente din de la Darnița, când a venit în România, n-a apucat să ducă la ele. De acolo s-a retras, a ajuns până la Vladivostok, e o peripeție întreagă, și de la Vladivostok s-a întors după 6 ani în România. A plecat în 15 iulie în armată și s-a întors în 1914, s-a întors în 1921. A făcut parte din divizia sălbatică. Erau două regimente, regimentul Horia și regimentul Abraham Iancu. Așa, și am scris, am găsit familia întâmplător. Am găsit familia care mi-a dat scrisori, scris în germană, în maghiară, că nu scria în românește, pentru că ștampila cenzurii mi-i dădea drumul să ajungă în România. Am avut noroc, m-a ajutat o colegă care știa germană. Tot timpul acest om întreba din Paris și a doua oară am găsit scrisorile lui trimise către Iorga, către Goga, către așa, în care spunea ce pățesc acești oameni, cât s-au bătut ca să se întoarcă și m-am văzut aici. Iar dacă vreți să mai găsiți, știți unde mai găsesc, să mai găsesc astfel de scrisori? Nu în arhive, în arhivele bisericești. De obicei, preotul își trimitea către mitropolie sau cel mai despre starea de spirit a populației cu și ce să spună femeie cu 7 copii și să vă dați seama, a fost plasă. Nu ne dăm seama, pentru că acum noi trăim în alte lume, totuși 10% din populația României de atunci a dispărut în război, ceea ce înseamnă enorm. Scuzați-mă că am intervenit, dar credeți-mă că m-a făcut comunicarea de aia și a spus că e foarte interesat și e de văzut. Acum, domnul Colonel, aveți cu tot. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă, și începutul va fi atipic, pentru că atmosfera de aici m-a determinat să-mi revizuiesc discursul pe care mi-l propusese. În primul rând m-a determinat domnul profesor Văcaru, pentru că este un împătimit al documentelor din primul război. I-am oferit revista Bacău Eroic, unde am tratat pe larg un aspect de la Oipus și, ca să nu rămân dator, domn profesor, că mie nu-mi plac datoriile, am pronunțat Divizia Sălbatică. Să știți că cele două regimente au fost în cadrul Diviziei Sălbatice, numită așa, de partizanii lui Lenin, de bolșevici. E adevărat că au luptat până la Vladivostok,
s-au întors cu o navă engleză, a durat pericul 6 sau 4 luni, au venit în Constanța, era pentru prima dată când vedeau pământul românesc, erau de dincolo de munți, și au salutat pământul patriei. Asta fiindcă m-ați provocat. Și statul român, ca să vă... I-a băgat în pușcării pe oră. Nu. Da. La Constanța ați nu trăit cu săptămâni, da, pentru decolcivizare. Da, nu vreau să... Nu vreau să monopolizez discuția. Și dacă o să-mi lăsați o adresă, am în lucru un articol foarte amplu, foarte amplu, în legătură cu această divizie sălbatică și au fost numite, așa cum vă spuneam, era o divizie multinațională, dar baza au constituit-o ai noștri și, într-adevăr, au luptat împotriva bolșevicilor, aveau tren blindat, ei au fost ultimii care au părăsit zona la Vladivostok și poate au luptat în armata albilor, dar fiindcă generalii albi nu s-au înțeles între ei, au pierdut războiul. Îmi cer scuze, dar m-a provocat un profesor fără să-și propună. Da. Am spus că va fi atipic discursul și vă rog, domnule profesor, fiindcă eu am inclinație să vorbesc mult, când mai am 2 minute să fiu atenționat ca să nu plictisesc. Tema discursului meu era a treia bătălie de la Oituz. V-am oferit, chiar la asta se referă materialul, în zona noastră, în partea de sud-vest a județului Bacău, în primul război mondial, s-au dus cele mai crâncene și mai depurate bătălii. N-am să vă propun și nu vă plictisesc cu modul cum s-au dus acțiunile de luptă. Este un subiect foarte, foarte amplu și oricum nu ar fi timp acum să vorbim despre lucruri esențiale, ci voi spune doar câteva care să aibă nu caracter de noutate, niște lucruri mai puțin cunoscute față de ceea ce am citit noi în istorie până acum. Aș vrea să subliniez faptul și noi în această zonă, deci în sud-vestul județului, în zona Oituz, Cireșoaia, știu eu pe acolo, Măgura Cașinului și altele, întotdeauna când mergem, le-am recomandat celor mai tineri să pășim cu evlavie, pentru că oriunde punem piciorul în acea zonă, poate fi locul de unde s-a înălțat la ceruri un suflet de erou. Și nu fac afirmații gratuite, ci numai și pot face pe bază de cifre asemenea demonstrații. În această zonă, care pe nedrept nu are un mauzoleu, așa cum e cel de la Mărășești și cel de la Mărești, pe nedrept, și cam știm de ce, pentru că cel de la Mărășești este incontestabil, pentru că cea mai cruntă bătălie s-a dus la Mărășești, și acțiunile de acolo meritau. Dar cel de la Mărești, și o spun în cunoștință de cauză și conștient de faptul că pot să ne atrag nu știu câte oprobii pentru asta, s-a construit din cauza, din punctul meu de vedere, datorită, din alte puncte de vedere, faptului că atunci, la conducerea politică a țării, s-au aflat niște persoane influente și mai ales s-a aflat într-o perioadă mareșalul Averescu, era pe atunci numai general, și a ținut neapărat să fie un mauzoleu. În multe opinii, să știți, și vorbim toți, Mărești, Mărășești, Oituz, când vorbim. Este o enumerare cronologică a acțiunilor din 1917. Dar dacă ar fi să ne gândim la întregul război, ar trebui să vorbim de Oituz, Mănăstirea Cașin, Bătălia de la Cașin, să vorbim în continuare de altele, de Bătălia de la Pralea, și după aceea să vorbim de Mărești, cronologic, cum am spus, Mărești și din nou Oituz. Noi n-am avut șansa să avem niște oameni influenți, să avem un mauzoleu acolo. Bătălia de la Mărești, și aici intru în contradicție cu unii, dar nu mă supăr, și dacă se supără, n-am ce de face, bătălia aceasta a fost, practic, o bătălie mai mult de orgolii. Și dacă ne gândim bine, orgoliului mareșalului Averescu. N-am nimic cu el, dar cetătorii pot să verifice, pentru că ne-a costat foarte multe vieți omenești. Și așa cum spunea istoricul Radu Rosetti, pe care nu-l putem contesta, el chiar așa spune, îl citesc,
a fost o bătălie fără orizont. Mai mult, s-a ajuns, și acum intru în subiectul nostru, s-a ajuns ca, din cauza acestei bătălii, care a presupus înșirarea forțelor armatei a doua pe un front foarte sinuos și fără rezerve, să fim într-o situație dramatică. Voi reveni puțin. La Oitus, în anul 1916, se putea pierde România. Dacă cea de-a prima bătălie de la Oitus, din perioada 9 până pe 20 și ceva, octombrie, ar fi fost pierdută, ne gândim unde erau trupele pe front, trupele austro-ungare și germane ar fi efectuat o manevră dublu învăluitoare pe la Jiu și pe aici, încercuiau toată gruparea de forțe a armatei române, așa și își propuneau, și România să fie, să ajungă la Iași și la Odessa, și România să fie scoasă din război. Fiecare luptător în 1916 avea în buzunar îndemnul de pe creștere Carpaților, veți vedea Moldova îngenunchiată. Deci ca să cucerească dreptele. N-au reușit. În anul următor s-au schimbat fluturașii și le se spuneau, dacă veți cuceri Carpații, veți petrece sărbătorile de iarnă la Iași, capitala Moldovei supusă pe vecie. Asta corespundea și cu acțiunile lui Mackensen, care venea să conducă bătălia de la Mărășești, și o spun cu amărăciune, dar în gara de la București a fost condus de o numeroasă protipendadă, preponderent feminină, care români, care îi urau succesul lui Mackensen să învingă armata, trebuie să spunem adevărul de dată, care să învingă armata română la Mărășești. Aici, la Oitus, unde s-au declanșat acțiunile militare mai târziu cu două zile, s-a rezistat și nu s-au îndeplinit aceste obiective. Spuneam de prima bătălie. Atunci, pe data de 18, a fost punctul culminant, 18 octombrie 1916, István Tisza, prim-ministru Ungariei, și cu Carol, prințul, succesorul la tronul austro-ungar, veniseră după niște mofile la Oitus, ca atunci când vor fi victorioase armatele lor, să apară țanțul și în fața presei. Nu a ținut, ai lor i-au oprit, satul Oitus, Glozești se numea atunci, era exact la mijloc, erau trupele, era împărțit într-o parte și alta. S-a declanșat contraofensiva noastră, condusă de generalul Ieremia Grigorescu, și am împins din loc până la Poiana Sărată și astfel s-a salvat atunci. Deci odată când s-a salvat România de la dispariția ei, și nu totală, pentru că erau în cancelariile europene, se preconiza un stat mic la gurile Dunării, care se constituie un tampon între ruși și ceilalți. Veniseră toți în vizită, Wilhelm al II-lea, împărțea teritorii cu țarul bulgar și așa mai departe. În 1917, și aici revin la bătălia de la Mărești, mareșalul generalul Averescu a lăsat trupele, frontul, fără niciun fel de rezerve, avea două corpuri de armată, de la Valea Dofteanei, cine știe, și corpul 4, care ne interesează aici, era de la Valea Dofteanei, cu o divizie până în Valea Oituzului, încă o divizie, divizia 6, de la Oituz până la Mădura Cașinului, și cealaltă divizie 8, până la Zboina Neagră. Eu sunt tentat să intru în detalii. Mă abțin acum, din nou. 3 minute, bine. Și... Mai dei două de la aia. Și ce se întâmplă? Averescu țipa, aici era punctul culminant, a fost pe 29 iulie. Era dezastru. Deja Cireșoara era pierdută. Forțele regimentelor 27 Bacău, aici știu o carte acum al colonelul Stoica, și regimentul 15 care era la Piatra Neamț, au trecut deja pe malul stâng al Trotușului, acolo în zona Cireșoaia, pentru că urmau să se retragă toate forțele. Patrulele din armatele dușmane erau deja în Ocna. Coșna era pierdut, vârful Coșna, și luptele se dădeau pe pantele de nord-vest ale muntelui. La Oituz erau, pe la cine știe că sunt unii localnici, pe la dealul Chioșurile, Sticlărie și așa mai departe. Era dezastru. Au
menținut acest armament, Averescu, cu toate orgolele lui, a trebuit să ceară întăriri. Când i s-a spus să se oprească în ofensiva lui de la Vărăși, n-a înțeles și a mers mai departe și era, puteam pierde țară datorită, din cauza, pardon, căpoșeniei acestui, n-am găsit un termen academic, dar nici nu merita, acestui om. Ce-a făcut până la urmă? Prezan, cu care era într-o permanentă confruntare, i-a trimis rezerve, s-a dus un batalion de vânători de munte de la Târgu Neamț, a mers pe jos în trei zile de la Târgu Neamț până la Cireșoaia, comandat de Bădulescu, și și aici să revenim. Doi dintre comandanții de companii care au scăpat acolo din gloanțele inamice au fost închiși de comuniști și au sfârșit în închisoare de comuniști. Doi comandanți de companii. E vorba de Pălângeanu, general Pălângeanu, pentru că pe motiv că i-a fost profesor de sport regelui Mihai, și încă un general care a ajuns ministru de război în vremea lui Antonescu. Aici, deci, dacă se pierdea bătălia, România nu mai exista în granițele actuale niciun fel, și v-am spus. Îmi cer scuze că m-am întins. Mai dați vă o minute? Bine, dar dacă nu, plictisesc ca următoare. Și ce să vă spun mai departe? Deci, aici au reușit să și vin la grăniceri, din păcate să-mi vorbesc, am auzit o doamnă vorbind de grăniceri. Deci a fost adus acolo batalionul de vânători, la Coșna a fost adusă o brigadă de cavalerie și în zona cealaltă, cum privim spre Brașov, în stânga râului Urtuz, practic pe malul drept, a fost adusă o brigadă de grăniceri care se înființase la Huși, a adus-o de la Tecuci, au venit cum au putut, cu căruțe pe jos, cum au putut, și Averescu, ce a făcut? Pe 30 s-a declanșat trupele de la Cireșoaia, au fost în măsură și au declanșat acțiunile contraofensive, dar ceilalți nu erau gata. Grănicierii au venit pe jos și a ajuns în dimineața zilei de 31 iulie, numai cu comandantul brigăzii și cu câțiva, fără să facă nicio recunoaștere în teren, deci nimic. Trupele erau, pe timp de noapte, au mers cu cărăuze, n-aveau voie cu lumini, pentru că îi vedeau inamicul. Averescu a ordonat să fie atacul la ora 5 dimineață. Comandantul brigăzii, colonelul Gheorghe Cantacuzino, Ziz, el care a devenit mare legionar mai târziu și care a învățat-o pe Regina Maria când era tânără, echitație, așa și-au rămas prieteni toată viața, îmi cer scuze că spun aceste adevăruri, și i-a ordonat la ora 5. Ăsta a spus, păi, atac eu. Averescu i-a spus, fă de prizonier, vii la Unești, la punctul de comandă al corpului și gata, ești prizonier. Ăsta, da, a părăsit comanda, a așteptat și a început pregătirea de foc la ora 10. El a cerut să meargă după amiază, ca să vadă oamenii puțin. Din cauza acestui fapt și din cauza acestei înverșunări a lui Averescu, că nimeni nu e ca el, au intrat două regimente la Sticlărie. Am fost cu doamna Dana și cu cineva, noi am fost pe teren și am văzut acolo, am și scris mai mult despre asta, și au ordonat să plece la ora aia, la 5. Au plecat la 10 și într-o singură zi au murit 1200 de flăcăi, cum îi descrie Tăzlăuanu, grăniceri. 1200, pentru că Averescu n-a acceptat să dea contraatacul după amiază. De asta sunt un pic așa, mă aprind când vorbesc despre astea și ajung la concluzia, după câte istorie mai știu și eu un pic, la faptul că, și prea propun o temă de dezbatere pentru asta, discutam cu domnul Filică, să vorbim așa, cum ostași români de rând, îndeoseb țărani și cu învățătorii, cum azi de plutoane, au suplinit prin jertfa lor și prin spiritul lor de sacrificiu, incompetența și neînțelegerile oamenilor politici, conducătorilor politici și comandanților militari de la diferite eșaloane care aveau între ei diferite, aveau între ei niște neînțelegeri. Îmi cer scuze că m-am lungit. Mulțumesc! Iar în general, eu știu,
E pasionant istoria și a fost, chiar dacă nu place, pentru cercetarea istoriei, pentru mine m-a pasionat foarte mult, poate legat și de familie, este de toate celelalte. Și acum, ultima comunicare, Domnul Daniel, domnul profesor Daniel. Considerați că e bine să facem o pauză de 10 minute? Sau când? O nouă comunicare considerente prin statutul urbanizilor, codurilor și urbanilor de bune întregi legate prin Daniel. Prezintă doamna Elena Zârnă de la Fidele Depozitul Central de Asigurări. Deci nu sunt Asigurări Central de Depozitul Central de Asigurări. Dar mi s-a părut depozit central de arhivă. Parcă s-a mult să fie arhivă. Așa și domnul Carp de la Bogdănești. Arhivele militare de la Bogdănești, care ținem, să zic așa, de arhivele militare de la Bogdănești. Foarte multe pe care le gestionăm cu scrisori, cele petiții din partea văduvelor de război. Un pic mai tare. Din partea văduvelor de război rămase singure, din păcate, după ce soții lor au decedat pe câmpul de luptă, solicitând de la statul român diferite forme de ajutor, ajutor social, pensii de urmaș, terenuri pentru urbanizare, pachiat și alimente, pentru îngrijirea lor, pentru traiul lor zilnic, dar mai ales pentru copiii rămași orfani în urma celor decedați. Așadar, la câteva luni după începerea primului război mondial, pentru a veni în ajutorul militarilor români care au rămas infirmi din cauza rănilor căpătate pe front, dar și a familiilor acestora rămase acasă în suferință, la Ministerul de Război, deci în statul român în lucrarea de față este reprezentat prin Ministerul de Război, au fost constituite comisii cu personal de specialitate pentru cercetarea, stabilirea, revizuirea gradului de invaliditate a militarilor invalizi, dar și pentru acordarea ajutorului social de pensie de urmași văduvelor rămase acasă singure cu copii de crescut, copii de îngrijit și mai ales de educat pentru a face față provocărilor vieții. Dar alături de statul român reprezentat aici prin Ministerul de Război au fost și biserica, au fost și învățământul și, bineînțeles, statul român n-ar fi făcut față să acorde aceste ajutoare, pensii de urmași și alte terenuri, am spus, animale chiar, alimente, autoturism, vehicule cu care să se ajute, n-ar fi făcut față statul român să ajute fără aportul major adus și efortul major adus de societățile private, pentru că prin mărinimia, prin bunătatea oamenilor de rând, dar și a elitelor societății, au fost înființate diferite instituții private. Prima a înființată în ianuarie 1917, deci încă în timpul războiului, la Iași, Societatea Invalizilor de Război, inițiativa Reginei Maria, cu ajutorul căreia s-a construit primul adăpost pentru primii 70 de invalizi militari români, pentru ca mai apoi societatea să-și dezvolte filiale în toată Moldova și ulterior în întreaga țară. Și numai în primul an, din ianuarie 1917, numai primul an de la înființare, numărul invalizilor ajutați de societate, de membrii fondatorii societății invalizilor a ajuns la 700. Imediat la câteva luni, în aprilie 2017, tot la Iași, la inițiativa Societății Ortodoxe Naționale a Femeilor Române, s-a înființat primul orfelinat din țară pentru copiii rămași orfani din cauza războiului. Deci, alături de invalizii de război, au fost ajutați și instituționalizați pe cât s-a putut și orfanii de război, copiii celor pieriți pe câmpul de luptă. În ianuarie 2018,
2014, prințesa Olga Sturza, ajutată de elitele societății, a reușit constituirea Societății pentru Ocrotirea Orfanilor din Război, cu sediul central tot la Iași. În 24 august 1920 a fost promulgată legea pentru înființarea Oficiului Național al Invalizilor, Orfanilor și Văduvelor de Război, căci fără o lege și fără un regulament stabilit nu aveam un statut și nu se puteau aplica anumite norme și, eu știu, drepturi legale care le erau acordate. Astfel că după stabilirea acestor regulamente, norme de acordare a drepturilor legale, invalizilor de război și familiilor acestora trebuiau să li se acorde, atunci când erau cei care decedau și erau înmormântați, să li se acorde onoruri militare de deplin meritate, să fie înmormântați cu cântecele fanfare militare, să li se acorde supraviețuitorilor distincții, precum decorații, Corona României, Mihai Viteazu, virtutea militară. De asemenea, celor care au supraviețuit războiului le-a fost dăruit semnul distinctiv al invalizilor de război, 1916-1918. Le erau facilitate obținerea medicamentelor pentru întreținerea sănătății. De asemenea, li s-a acordat accesul la băi gratuite, apropo de ce a vorbit colega noastră mai devreme. Băile Herculane mergeau acolo, erau primii care aveau dreptul de a beneficia de lucrul acesta. De a li se acorda fără ezitare gradul militar imediat următor avut celui de pe câmpul de luptă. Și așa mai departe. În articolul de față cronologic am dat câteva exemple ale văduvelor de război care întocmeau că ce altfel nu se putea ține într-una tot felul de cereri sau petiții la statul român, care venea în ajutorul acestora, acordându-i se nu imediat, bineînțeles, pensie de urmaș. Și spunea, nu sunt în stare să mai lucrez, nu mai am posibilități materiale să cresc copii, am 3 copii minori, am 2 copii de școală sau, eu știu, 7 copii, 10 copii. Am găsit în arhive, în dosare, nenumărate cereri ale văduvelor de război care au primit ajutor, făceau cerere și primeau ajutor prin pensia de urmaș. Sau nenumărate cereri privind ajutor, eu știu, de ridicarea unei construcții, a unei mici căsuțe și se dădea un hectar, jumătate de hectar de pământ. Și am dat exemple în articolul de față, în diferite zone din legat. În primăvara 1919, văduva Virginia Icoan, domiciliată în București, a solicitat pensie de urmaș după decesul soțului, care era un militar din regimentul 12 Infanterie și care murise în 17 aprilie 1919. Mulți mureau pe front, alții mureau, bineînțeles, în spitale, din cauza rănilor căpătate pe front. Un alt exemplu, iată, din 17 aprilie 1920, văduva Cristina Dumitru, din Dâmbovița, a solicitat autorităților pensie de urmaș. De asemenea, soțul acesteia a decedat în campania din 1916-1918. Bineînțeles că alături de mamele rămase văduve și copiii acestora a fost asistați de statul român cu ajutorul bisericii, cu ajutorul armatei, dar și organizațiilor particulare. Au fost ridicate, amenajate, că nu aș putea să ne construim, amenajate pe lângă fiecare regiment, pe unde s-a găsit o cazarmă care să ofere cât de cât condiții, au fost amenajate orfelinate pentru acești case de îngrijire pentru acești copii, să le spunem astăzi orfelinate. Și copiii erau identificați din zonele de Oradea și din zonele rurale și aduși în aceste orfelinate, erau cazați, erau hrăniți, primeau și rechizite, dar chiar erau și duși la școală, unii dintre ei. Da. Și în felul acesta, din documentele pe care le-am identificat, și mamele văduve, și copiii, dar și invalizii de război, care, să zicem, norocul să se întoarcă acasă și nu și-au pierdut viața pe front, au fost ajutați de statul român într-un număr relativ mic față de nevoile de după război, dar spun eu că efortul major pe care statul român l-a făcut merită menționat, fiindcă, nu știu astăzi dacă s-a mai întâmplat să dea Dumnezeu să nu mai fie așa ceva, pentru că, într-adevăr, atunci și oamenii de rând, dar și elitele societății au pus umărul la urmă și unul lângă urmă și au reușit să-i ajute pe acești minori. Mulțumesc!
Și vede pe terasă un soldat neamț cu pușca în mână și îi mângâia copiii și se jucau cu ei. Doamna era plecată cu ofițerul șefului într-un voiaj de agrement. Ce să mai întâmplă? Nu să mă descrețez frunții de casă. Iată, stau, domnule.